Bună, Bună. Florentina, bună, Simona. Bună seara. Haideți să începem tocătorul. Eu am niște întrebări de la niște doamne care au diferite situații și după ce o vizionat 366, sunt total dezorientate. De ce să fie total dezorientată? Că lucrurile astea le-am spus mereu. Eu îți spun cum lumea o reacționat. Zi. Pentru că sunt două chestii care se întâmplă. Până la 366 s-a vorbit foarte mult de supunere, dar nu a fost înțeleasă supunerea asta cum trebuie. Și acum când s-au folosit cuvinte noi pentru școala iubirii, cum ar fi femeia cu fermitate și femeia cu demnitate. Deci lumea s-a dezorientat. Citesc întrebarea? Da. Da. Știind din învățăturile domnului Marius că femeia trebuie să fie feminină și să și dobândească aceste calități, ce faci în situația în care tu vrei să ieși din firmă și afaceri, dar nu ești lăsată de partener? Vis-a-vis de ce ai spus tu că femeia trebuie să fie Da, dar în firmă. în ce caz am spus? Am spus în cazul în care ăla e molâu. Deci s-a evit un caz pe care l-a citit Iuliana de un om, de un bărbat care e molâu, nu face nimic, nu aduce nimic în casă, nu muncește, stă degeaba și îl întreține soția. În cazul ăsta trebuie ea să găsească o soluție să ridice din situația aceea. În cauza... Deci, ce? Deci n-au ascultat ca lumea, n-au înțeles deloc, nu au fost atente. Au luat din 366 ce le-a convenit lor. Deci nu era nimica diferit de ceea ce se întâmplă, de ceea ce discutam noi mereu. Deci s-a înțeles că este vorba în general, Păi cum nu să fie pentru. vorba? Ei generalizează, noi discutam un caz pe care Iuliana l-a scos în evidență, că l-a citit la o doamnă. Și noi am Da. răspuns la doamna aceea. Păi cum să generalizez cazul ăla? Că era un caz particular. Păi, Dar eu ce... spun ce tu înțeles, Păi eu înțeleg, dar cum să generalizez? Eu nu înțeleg că noi mereu am discutat cazuri. De ce au generalizat acum și n-au generalizat de fiecare dată când am discutat cazuri particulare? pentru că tu niciodată n-ai spus cuvintele astea și atunci femeia s-a legat sau femeile s-au Păi legat asta a fost de. situația, noi trebuia să-i spunem ce se întâmplă, ce Da. să facă cu Da. omul ăla care nu face nimic în casă, nu dă niciun ban și nu știe ce să facă cu el. Bun. Deci, ca să facem clar acum, în toate celelalte situații, lucrurile rămân la fel. Deci, dacă bărbatul este soțul, da? Bărbatul este partener și lucrurile merg acolo, nu ai ce să schimbi, nu ai ce să fii tu fermă, să faci ordine și disciplină în Da, casă. și chiar dacă nu merg, trebuie să înțelegi că trebuie neapărat să nu meargă. Este foarte Exact. important ca lucrurile să nu meargă bine. Care e Da. problema? Că înseamnă iubire de Dumnezeu. Da, asta e un aspect. Și al doilea aspect. Dacă ești supusă, de fapt, lucrurile nu trebuie confundate, că știi cum e? Asta vorbind în general, să confund aici niște termeni și anume a fi supusă, dar nu de fapt, noi nu căutăm iubirea, noi facem lucrurile astea având un scop. Să Păi fiu da? cu bărbatul, să mă înțeleg cu el, să-l Da, aduc pe Giurgiu să obțineți un rezultat. Deci deci supunerea e din ego. Dacă supunerea este din ego, să nu aștepte din partea celălaltă o reciprocitate, că n-ai ce să dea. Deci Exact. supunerea se supune ca să obțină un rezultat. Atunci Exact. Dumnezeu zice, stop, aici nu se poate. Deci, Da. de fapt, nu este vorba de supunere, e vorba de dragoste. În momentul Aici în ai care greșit. doar se dăruiește, atunci nu mai pot să spun că e supunere. Dar când Da. folosesc cuvântul supunere, înseamnă că e o forțare, forțez lucrurile. Da, dar asta eu vorbesc în general de lumea care ascultă webinariile și care învăță îi adepta învățăturilor tale că
Știi cum e? Fiecare o aplicat pentru cazul ei. Deci, eu nu mă înțeleg cu soțul, eu îmi doresc armonie în casă. Ce spun învățăturile lui Marius? Că femeia trebuie să fie supusă, trebuie să Stai, fie stai, iubită. stai, să te oprește-te. Când a Te rog. zis, eu îmi doresc armonie în casă, înseamnă că a pus armonia pe primul plan. Înseamnă că ea nu Exact. vrea armonie. Ea neapărat nu vrea armonie. În ruptul capului nu vrea armonie. Când absolutizezi, noi nu discutăm mereu că tot ceea ce pui pe primul plan nu vei primi. Ea înseamnă că ea nu vrea armonie cu soțul și vrea război cu soțul și asta primește. Păi dacă asta dorește, asta primește. Când Exact. zici vreau să fie înțelegere, vreau să armonie, vreau să fie dragoste, nimic nu va avea realitate, asta va avea Vine invers. totul pe dos. Păi dacă noi discutăm tot timpul numai să nu absolutizezi virtuți, idealuri și reguli și morală și nimic și binele propriu, dacă spui binele propriu pe primul plan, vei primi invers. De ce Bun. vrei să ai nefericire în casă? De ce femeile doresc nefericire cu atâta forță, cu atâta răutate, cu atâta ură? În momentul în care pui armonia pe primul plan, vei primi lipsă de armonie. Pui dreptatea, vei primi nedreptate. Pui adevărul, vei primi neadevăr. Deci tot ce pui pe primul plan se va veni pe dos. De ce vor ele cu atâta forță să aibă o viață nefericită? Când pui fericirea pe primul plan, vei avea nefericire. Noi tot timpul numai asta discutăm. La fiecare misiune cu salvatorii. Ăsta este salvatorul. Fericirea. Da. De ce să cauți Bun. armonia și fericirea? Ca să primești suferință? Că nu știm ce e ego, iar revenim. N-au înțeles nimica. Diavolul este binele meu propriu. Înseamnă armonie, fericire, virtute, idealuri. Bun. Stai, stai, stai să dăm un exemplu concret ca să înțelegem. Că tu m-ai întrebat, nu înțeleg, sau ai spus acum, nu înțeleg de ce femeile cu atâta înverșunare să o opun, că vor armonie, primesc pe dos. Bun. Uite, ai o căsnicie, sunt divergențe, sunt altercații cu soțul, te cerți, ești în conflict. Păi Na, de ca ce să fiind. fii în conflict? Că asta înseamnă că pui un bine pe primul plan. De-aia ești în conflict. Că pui binele propriu pe primul plan, adică îl iubești pe diavol. Eu nu înțeleg de ce să-l iubești pe diavol. Asta nu înțeleg deloc, pe cuvânt. Dar stai că, dar să-ți pun o Păi altă idealurile întrebare. acestea sunt diavolul. Armonia este diavolul. De ce să-l urăști pe diavol ca să fie rău în viața ta? Marius, dar nimeni nu-și dorește să fie în Ba își dezarmonie. dorește foarte mult că dacă pune armonia pe primul plan și fericirea ei și binele propriu, asta înseamnă diabolizare. Noi discutăm asta de 2 ani de zile, același lucru. Și tot nu se înțelege. Uite, Simona, spune. Noi nu spunem lucrul ăsta de nu știu câți ani. Am mai citit și Biblia toată. Și mai Mai citim și cu trebuie. Salvatorul. Și toată lumea zice, nu, ca Salvatorul, ce ai tu cu el? Păi ăștia sunt Salvatorii. Armonia. De ce vrei suferință? De ce să-l duci pe diavol? Nu înțeleg. Dar te rog foarte mult, arată-mi și mie care femeie își dorește conflict în familie. Păi nu spune asta. Ea, în momentul în care zice vrea armonie, ea vrea conflict. Spune și mie de ce să vrei conflict. Păi Dar toate spune cine femeile vrea vor conflict, vor o viață nenorocită. Și asta primesc, că asta cer. Eu n-am văzut o femeie care să vrea fericire. Că înseamnă să, nu fericirea ei. Ea vrea fericirea ei, fericirea căsniciei. De da. ce râzi, Simona? Spune mie. De ce râzi? Hai să vedem de ce râde, Simona. Dragilor, aveți amândoi dreptate, să știți. Pentru că voi vă certați dacă e albă sau e neagră. Da, după asta. Unul spune că e albă, unul zice că e neagră. Nu este. Ideea nu este să fie armonie, ideea este să iubești atât. Adică să-i accepți pe ceilalți așa cum sunt. Păi să nu, exact, deci să nu urmească în viața ei femeia binele ei, binele căsniciei, să nu se destrame căsnicia, să urmească binele celui al nu al ei, că asta înseamnă iubire. Dar ea vrea binele ei. În momentul în care vrei binele tău, că ea zice că să fie căsnicia, să dureze căsnicia, să-i fie bine ei, să nu fie certată, să nu se lupte, dar Și dacă asta căuta de fapt. bărbatul duce la amantă să rămână acasă. Și ce a Nu. primit? În schimb. A primit pe dos. Păi de ce? Păi gândește-te. Noi mereu discutăm, Nu. măi, nu absolutiza virtuți și idealuri, că-ți vine pe dos. Că înseamnă eu pe primul plan, înseamnă egoism, înseamnă diabolizare. De ce să ai grijă de diavol? Deci, în momentul în care omul vrea diavolul, vrea suferință. Dar stai un pic. Uite, explică-mi concret, așa la nivelul meu de înțelegere,
faci cafea? Cum fac eu femeii care sunt într-o relație în care nu funcționează și să Cine zice că nu funcționează, domnule? Diavolul zice că nu funcționează. Relația cu bumbăceală este relația ideală. Deci faptul că lucrurile nu merg bine este idealul. Ce să-i schimbi tu la idealul? Că vine de la un Dumnezeu care pe toate le face perfecte. Noi le repetăm în fiecare emisiune pe cuvânt lucrul ăsta și nu știu Mai că ales, nu se înțelege. eu știu lucrul ăsta, dar cum să-ți spun, în momentul în care ești acolo în acest conflict, Păi conflictul nu e conflict. Ego-ul zice că e un conflict. Diavolul zice că e un conflict. Nu e conflict. Deci noi avem nevoie de conflicte. Deci conflictul este lucrul cel mai bun, este idealul. Deci ce să Simona, încerc să... Deci fii atent, o clipă, Florentina. Deci vine de la divin, vine cu conflict, cu bumbăceală, se bat între ei. Păi ăsta este idealul. Păi nu e bine, se întâmplă bine. Nu poți să zici că lipsa conflictului este idealul. Că atunci îți dă pe dos. Deci ceea ce se întâmplă, pentru că vine de la Dumnezeu, e perfect. Ce să schimbe femeia la Dumnezeu? Ce să schimbe? La bărbatul, că îl mișcă pe bărbat și intră în conflict cu ea, cu orgoliul ei. Că problema e la ea care are orgoliu, nu e o problemă la bărbat. Sau la Dumnezeu din față. Nu, are orgoliu. Din cauza asta ea trebuie neapărat să fie jignită, umilită, călcată în picioare, bătută și mai departe. Trebuie. Și va fi bătută, pentru că ea absolutizează binele ei, are orgoliu. Ea, adevărul ei, dreptatea ei. Și Dumnezeu întotdeauna distruge toate astea, virtuți, idealuri, reguli. Când a pus o regulă pe primul plan, gata, și-a distrus viața. Stai Cine a puțin. pus-o? Da, stai puțin. Că tu ai spus acum un lucru foarte important. Ai spus că femeia, în momentul în care are idealuri, îi se scade orgoliul prin diferite metode și e ok Și nu se așa. întâmplă bine, nu e bine? Păi Stai perfect. Cum să-l judecă pe Dumnezeu să spun lui Dumnezeu că puțin. nu e bine ce faci? Că îmi dai un Stai pumn. puțin. Ar trebui să Stai zic că mulțumesc că îmi dai un pumn. puțin. Da, Că îmi dar salvezi viața în viitor. foarte multe femei care au făcut lucrurile astea pentru scăderea egoului, au acceptat, au fost supuse, dar în Nu au interior. făcut pentru scăderea egoului. Ele au făcut cu un scop, să-l facă pe ăla să nu mai lovească și Da. să aibă o Da. căsnicie fericită de durată, nu știu, și să le fie lor bine. Deci Da. egotic, nu e nimic acolo. Este ca să Da. întărească diavolul și Dumnezeu distruge diavolul automat. Da. Cum Ei, o prinde, cum o distruge? aici este cum faci ca să n-ajungi să faci lucrurile astea cu un scop. Păi să scadă în ea, să scadă ea toate pretențiile, așteptările, să înțeleagă că Dumnezeu e în toate situațiile, să nu mai judece, să nu mai critique, să se lase folosită, să nu lupte, să nu se apere, să nu mai pună dreptatea ei pe primul plan, adevărul ei, să nu Bun. contreze, că să scadă orgoliul ăsta, că întotdeauna când va avea orgoliu, va fi lovită. După ce are orgoliu mare, zice că de ce mă bați, Doamne? Păi ai Da. orgoliu mare, te salvezi, că după aceea faci cancer. Da, Sau dar stai copiii tăi puțin. fac un accident de mașină din Da. cauza asta și te bat acum. Scuze-mă. Dar zi-mi o chestie. Cum să procedezi o femeie în situații din astea tensionate, ca să mă exprim așa, în momentul în care, mă rog, ea face lucrurile care, dar cum am zis, cu un scop, nu le face la nivel de trăire subțire, dar le face și zice că, uite, dar eu nu zic, nu comentez, dar înăuntru e vulcanul Etna, da? Pentru că n-a înțeles. Te să cedeze, să înțeleagă că ceea ce îi se întâmplă este chiar vindecarea, pumnul ăla care îl primește din față, dezastrul ăla, nenorocirea aceea este chiar vindecarea, să înțeleagă lucrul acesta, să lase armele jos și atunci a scăzut ego. Dacă nu mai are ego, nu mai lovește nimeni din față. S-a întâmplat să-l prindă pe soț sau pe bărbat în fața ei, sau să poate să fie copilul și poate să o dezamăgească ăla. Sau poate fie oamenii de pe stradă, prieteni și mai departe, și o lovesc. Deci nu contează Dumnezeu pe cine prinde în apropierea ei. Ea este sursa nefericirii în momentul. Și la fel și bărbatul este sursa. În momentul în care unul din ei are orgoliu, îl pune pe celălalt Dumnezeu să lovească. Și bărbatul poate să se vaite de chestiile astea. Că de ce tot timpul mă contrază? Dar are el acolo niște absolutisme primite de la mamă. Și femeia tot timpul ele, deci trebuie să înțelegem că ei sunt căsătorii nu ca să le fie bine, ci ca să-și distrugă aceste orgolii.
Niciodată într-o căsătorie, Dumnezeu nu urmărește iubirea, că oamenii visează să fie împreună iubire între bărbați și femeie. Nu există așa ceva. Ca să se poate să se ajungă la iubire, dar trebuie ca fiecare din ei să nu știe ce să facă, să fie celălalt mai bine. Adică să aibă acea iubire orice ar fi și să înțeleagă că toate nefericirile din față vin pentru că ei au orgoliu. Deci nefericirea din față lovește orgoliu. Păi bine face. Deci că nu e nimic greșit. Dumnezeu nu poate să facă lucrurile greșite. Ceea ce deja se întâmplă este perfect. Deci noi nu putem să comentăm ce face. Că e bine, noi punem etichetă rea. Femeia pune o etichetă rea la soluția pe care o dă Dumnezeu. Păi nu e o nebunie. Deci vine creatorul Universului, îi dă un pumn prin un bărbat, sau invers, vine femeia la bărbat și îi dă un pumn, da? Și noi zicem că este rău. Păi noi ne uităm așa de sus. Păi el știe precis ce trebuie să facă în clipa, că este și în interiorul fiecăruia. Și are nevoie omul acela de acea jignire, de acea umilință, are nevoie. De trădare, de minciună are nevoie. Deci noi am pus o etichetă rea la ceea ce e vindecare. Și ce apărăm noi? Pe diavolul îl apărăm. Noi întotdeauna suntem nemulțumiți că Dumnezeu îl distruge pe diavol. Noi îl apărăm numai pe diavol. Îl iubim așa de mult că e diavolul, orgoliu ăsta înseamnă diavolul. Eu pe primul plan, adevărul meu, dreptatea mea, binele meu. Asta este definiția diavolului. Eu pe primul plan. În momentul în care ne răzvrătim și zicem, ăla mi-a făcut un rău, înseamnă că m-am ridicat pe mine. Înseamnă că tu îl iubești pe diavol, cer cu el. Și aștepți să fie liniște în familie, nu o să ai niciodată în familie liniște. Atâta timp cât pui regulile lumii, virtuțile și idealul pe primul, ăla e diavolul. De ce pui pe primul plan? De ce pui? Vrei armonia, vrei iubirea. Și toate cursurile, peste tot, oamenii învață cum să fii fericit în viață sau în familie. Aiurea. În momentul în care absurdizezi fericirea, vei avea nefericire. Deci sunt cursuri de diabolizare. Și la fel și religiile. Tot ce pui pe primul plan va fi distrus. Nu discută, că înțelege, că nu înțelege, nici nu îl interesează pe Dumnezeu. Cum ai pus? Ce zice Sfântul Serafim de Viița? Eu tocesc vârfurile. Cum te prind cu un țepuș din ăsta, cum ți-l distrug? Și în momentul în care ești întotdeauna pentru celălalt, dacă tot timpul pui pe celălalt pe primul loc și asta este tot ca o absolutizare văzută. Păi cum să fie cu absolutizarea? Că absolutizăm numai ego-ul. Când pui pe celălalt Ok. numai ego. Și deci, de fapt, când pui pe celălalt, te unești cu Dumnezeu. Aia înseamnă iubire. Ok. Aia e iubire. Ok. Deci trebuie să căutăm întotdeauna. De ce este ego-ul și diavolul? Binele meu. Când zici, vai, aoleu, ăla mă bate, știi? E binele meu. Înseamnă că l-apăr pe diavol. Ce cu el? De ce te închin la diavol? Deci problema când femeile se plâng este de ce se închină la diavol. De ce nu se leapă de satana? Că asta înseamnă. Și la fel și la bărbați, că sunt și bărbați care se plâng. Înțelegi? Da, eu înțeleg. Situația era că bărbații au voie să noi puteau să pot plânge, noi nu avem voie, că trebuie să știi. Păi, problema este că nu se poate nici bărbatul să fie prioritar, că întotdeauna ce înseamnă prioritate, ceva mai sus, înseamnă diabolizare. Nici bărbatul nu poate să pună, nu poate fi pus pe primul plan. Este la fel o minciună acolo care ne-au prins în Biblie, da? În condițiile în care noi mereu ziceam, din cauza asta, acum a fost un fel de actualizare și am dus explicațiile în egalitate. Pentru că în Vechiul Testament Dumnezeu a zis, voi toți sunteți sfinți. Pe de altă parte, am văzut și în femeie și în bărbat același Dumnezeu la vârsta de 2 ani. După aceea am văzut soarele de iubire și în bărbat și în femeie, este același lucru. Apoi el face ce vrea întotdeauna și nu putem să-l corectăm în niciun mod. Deci, dacă el este egal în tot ceea ce există și se manifestă în mod egal prin tot ceea ce există, noi trebuie să ducem explicație în egalitate. Atâta timp cât în Biblie există primordialitatea bărbatului sau orice primordialitate, că, spre exemplu, la Isaac, fiul lui Sirac, în 52 de capitole, așa da, așa nu, deci ridică ceva și zice așa să faci, așa să nu să faci. Și se aduce inversul și te distruge pe invers. Deci, întotdeauna când există ceva mai sus decât altceva, înseamnă diabolizare. În momentul în care nu mai pui nimic mai sus, atunci nu mai ego.
Neavând ego, nu-i nevoie ca Dumnezeu să vină prin bărbat, prin copil, prin prieten, prin mai știu eu cine, să-ți distrugă absolutizare, că nu ai. Deci, nu știm ce e diavolul. Diavolul sunt virtuțile. Când zicem o căsătorie ideală, ăla e diavolul. Când punem regulile pe că familia trebuie să fie așa și așa și eu nu ies din familia asta niciodată, a pus o regulă. Când a pus regula pe primul plan, va veni invers, distrugi familia. Deci nu se poate pune nimica pe primul plan, că distrugi. Nici o absolutizare. Ce înseamnă țepii aia? Țepii înseamnă absolutizări. Ce Bun, zicem? De deci la mine nici sunt toate bărbatul pe acestea. primul plan nu trebuie nimic? Poftim? Nici bărbatul? Păi, ce zice? Nici bărbatul. De ce zice în Vechiul Testament, în primele porunci sau în prima poruncă? Să nu-ți faci idol și chip cioplit. Să mă iubești din Exact. toată inima ta. Hai să le traducem. Idoli, ce înseamnă? Virtuți, idealul, principii, reguli. Astea sunt idolii. Păi de ce? Că a zis că nu trebuie să pui pe primul plan. De ce pui pe primul plan? Și îmi traduce. Ce înseamnă? Armonie, fericire, frumusețe, bună înțelegere. Care? Că l-ai pus pe ăla pe primul plan, îți va veni pe dos. Una. După care zice să mă iubești pe mine mai mult decât orice din lumea aceasta. Adică nimic din lumea aceasta. Adică niciun ideal, nicio regulă, nicio principiu pus pe primul plan. Zice în Biblie asta. Păi nu citim Ei, Biblia. Păi o citim degeaba sau nu citim deloc sau nu înțelegem. Când se citește, trebuie să te gândești. Măi, de ce a scris asta? Ce înseamnă? Ce înseamnă să nu-ți faci idol? Noi de ce ne facem idol? În momentul în care ne-am făcut idol din virtuții, din armonie, să fie armonie în familie, gata, ne-am distrus familia. Când femeia intră într-o familie, creează familie la început, se căsătorește și pune bărbatul care nu fumează, nu bea și nu cheltuiește banii pe primul plan, va primi un bărbat care tamam pe ăsta le face. Și Bun, discuția stop. care. Păi cine este de bine? Păi cine a pus să facă chestia asta? Bun, și ce, aici vreau să ajung. Și cum trebuie să fie femeia în zi de zi, în zilele plictisitoare, care, cum trebuie să fie concret? Păi concret să nu pună nimic pe primul plan că o pățește. Deci să fie mereu Și atentă, să nu zică că... Poftim? pe bărbatul ei să nu vrei nici mai bun, nici mai deștept, nici Păi să n-ai ce nu. să vrei, n-ai ce să vrei. Îi dai celuilalt întâietate, asta da, da? Îi dai întâietate. Dar nu poți să pui bunuri simbolice pe primul plan, principii, idealuri, știu ce, că nu le poți. Ăla sunt moarte. Poți să pui pe primul plan omul viu. Deci pe femeia ta, pe bărbatul tău, poți să-i pui pe primul plan, în sensul că să-i servești, să-i slujești, să nu știi ce să faci ca lor să le fie mai bine. Pui ceva viu. Dar în momentul în care pui ceva care e mort, regula e moartă, idealul este mort, nu are viață. Pui pe primul plan, atunci viața nu mai contează, ești capabil să omori viața și devii radical, adică devii, cum Da, se zice, omor, extremist. omor, da, că Și nu vrei, ai ești iubire. capabil să omori atunci. Da, omor pentru că Nu iubirea mai simți, nu mai simți compasiune. Că nu eu, nu. Deci, pui ceva care nu e viu nu pe simți primul plan iubire. și omor viu atunci. Da. Asta este definiția diabolizării. În domeniul bunurilor simbolice, că e foarte variată. Deci, nimic pe primul plan. Nu Deci, poți să pui pe concret, primul plan că te nenorocești viața. Dacă ai pus armonia, vei avea dezarmonie. Dacă pui bărbatul care nu fumează, vei primi unul care fumează. Și chiar dacă te căsătorești cu el și nu fumează, îl faci să fumeze. Pentru că tu ai absolutele alea și trebuie să ți le distrugă. Deci oamenii sunt în familie nu ca să le fie bine, ci ca să-și distrugă. Este locul sau cel mai bună metodă pentru divin de a-și distruge oamenii orgoliile. În afară este foarte, nu este așa de ușor pentru el. Cel mai ușor este momentul în care ai pe cineva care este aproape de tine, îți este drag și te umilește și te jignește. E foarte copilul, nu mai face ce nu te nu te nu nu face ce zici tu și mai departe. Deci e foarte bine să fii jignit. Să înțelege că toate neplăcerile care le primim din față sunt darul de sus de neprețuit și sunt chiar vindecarea. Noi ne plângem numai de vindecare care vine de la Dumnezeu și deja s-a întâmplat. Și asta înseamnă că suntem nebuni. Suntem nebuni, pur și simplu. Adică lucrurile deja se întâmplă și după câteva secunde noi le analizăm de ce s-au întâmplat așa. Păi foarte bine. Pe de altă parte, zicea cineva, nu mai știu cine zicea, păi noi facem lucrul acesta, am impresia că Iuliana, zicea că ca în viitor să nu le mai repetăm. Și aiurea.
Păi cum? În viitor tot Dumnezeu va face. Deci când te trezești tu să analizezi situația, deja s-a întâmplat. Păi nu se folosește la nimic. Nici măcar analiza. Noi facem așa, nu știu, pentru minte, exerciții ale minții. Este foarte frumos asta, e foarte bine. Deci oamenii în momentul în care se luptă și se apără, apără un diavol. Când pun ceva care este mort mai presus decât viața, sunt capabili să ucidă viața. În momentul în care femeia se ceartă cu bărbat, înseamnă că a pus niște idealuri. Și să se ducă la caiet, să scrie în caiet sau pe hârtie care sunt idealurile care ea le pune și nu mai corespunde, bărbatul nu mai corespunde. Și atunci este capabil să se certe cu el, că altfel nu a putea să se certe. Și a pierdut iubirea. Întotdeauna iubirea se pierde când se pun bunuri simbolice pe primul plan. Reguli, principii, idealuri, morală, mai știu eu care, virtuți. Și binele propriu, că toate astea înseamnă un bine pentru mine. Când pui binele tău pe primul plan, asta înseamnă diabolizare. Nu trebuie niciodată să-ți aperi binele. Că binele tău nu e al tău, este al diavolului. Pentru că tu în sine ești o ființă comună. Deci corpul ăsta este administrat de Dumnezeu, dar Dumnezeu e în tot ceea ce există. Fiind în tot ceea ce există, el este un corp comun. Deci corpul doar este o impresie că suntem una cu corpul, dar nu este corpul nostru. Nu avem treabă. Deci noi nici nu știm ce se întâmplă în el. L-am luat noi așa, ca niște, nu știu, ca niște pirați, ca habana. L-am luat în posesie crezând că e corpul. L-am luat un eu. Dar nu suntem. Este divinul care joacă rolul. Când eram mic, să zic, nu știu, la școala generală, nu aveam eu. Neavând eu, eu nu mă apăram, nu știam să mă apăr. Nu mă protejam și nu mă apăram. Și el, în continuare, corpul știa ce să facă. Se ducea la școală, deci nu avea treabă cu mine. Eu nu aveam treabă cu el, nu avea treabă cu mine. Înțelegi? Mișca corpul, făcea, îl punea la treabă și mai departe. El era cel care lucra. Stăteam și mă uitam la el, nu avea nicio treabă, nu mă identificam cu corpul. Nu eram corpul. În momentul în care apare identificarea cu eu, apare dezastru. Pentru că noi nu suntem corpul. Eu, ăsta e ego, ăsta este diavolul. Binele propriu este diavolul. Este un eu fantasmagoric care nu există, nu are realitate de la sine și este o minciună. Tot ce spune el nu este adevărat. Când zice că ceva nu este bine, nu e adevărat, că noi îl acuzăm pe Dumnezeu că face lucrurile prost. Când zici că omul acela este greșit, nu este adevărat. Este Dumnezeu care ia un rol, că trebuie să-ți ia un rol să distrugă ceva în fața ta. Și la fel pentru bărbat. Femeia aceea trebuie să distrugă ceva pe care tu le absolutizezi. Diferența este că la femeie are 80% teluric și are foarte multe lucruri de distrus. Bărbat sunt 20% și mult mai ușor de distrus la el. Dar are intensitate foarte mare. Deci are un ego cu intensitate foarte mare și dezvoltă ego-ul la cote foarte înalte, într-un timp Bărbat. foarte scurt, pe când femeia are foarte multă, ea rezistență. Din cauza asta, femeia întotdeauna cade în picioare, este ca pisica. Ea întotdeauna îți dovedește că are dreptate, pentru că nu este neobosită. Învârte toate ideile până când te-a învins. Bărbatul nu poate, că nu are cum, că nu rezistă. Deci e învins din start. Să nu intre în conflict cu femeia că nu are dreptate niciodată. Nu-i așa, Simona? Unde ați învățat, la ce școală ați învățat lucrurile astea? Școala vieții? Marius, am venit cu software-ul deja integrat. Mai primim upgrade pe parcursul vieții noastre. Mergem la școli de upgrade, dar softul e deja instalat. Da. Ce discuți tu cu Florentina e de fapt ceea ce am discutat noi astăzi, Marius, pentru că noi oamenii vedem din punct de vedere a nevoilor noastre și analizăm viața din punct de vedere a valorilor care ne-au fost date de societate, de familie, de biserică, de valorile umane, pe când ceea ce propovăduiești cu școala iubirii sunt valorile lui divine, ale lui Dumnezeu, e comportamentul lui Dumnezeu. Și de aceea se bat cap în cap.
Că noi am zis că scopul, noi trebuie să știm de ce am venit pe pământ, de ce ne-a trimis Dumnezeu sufletelul pe pământ. Ni l-a trimis ca să avem o căsnicie fericită, să facem mâncare, să servim soțul, să spălăm ciorapii, știu eu de ce ne-a trimis pe pământ. Ne-a trimis, ce am zis noi, că să învățăm iubirea, nu? Da. Să nu facem niciun ideal și să învățăm iubirea, să fim iubire, ca să putem crește pe urca pe scara raiului. Și în momentul în care scopul nostru, ne conștientizăm faptul că noi ne-am născut ca să învățăm să iubim, în momentul respectiv, toate celelalte nevoi nu poți să le mai absolutizezi. Îi servești pe toți la fel. Îți servești soțul, îți servești copiii, îți servești și la servici, servești de fiecare dată când ești cerut, când ești cerută și primești înapoi, pentru că exteriorul se mulează după felul în care tu ești pe interior. Dar când noi ca și copii învățăm că valorile în viață sunt cele ale părinților sau ale societății. Să ai o căsnicie, să ai un soț, să fii la casa ta, să fii ca tot omul, să nu sari din, să nu fii altfel, să ai casă, să ai masă, să ai, să ai, să ai, să ai și să fii. Atunci, automat, ca să absolutizezi, pentru că vin din valorile acestea care ne-au fost date în moștenire și acumulate în viață. Deci ce trebuie să facem e să luăm toată lista asta de cum trebuie să fie cineva și să o roadem, să o măcinăm și să o aruncăm la gunoi și să conștientizăm într-o perioadă mai lungă, probabil că o să ne ia timp, că viața noastră este numai ca să învățăm noi să fim iubire. Să învăț eu să fiu iubire. Nu e ca să învăț pe Florentina să fie iubire. E pentru mine, ca eu sunt aici să învăț eu iubirea. Dar trebuie să Și explicăm ce înseamnă iubirea. Că iubirea da, înseamnă să fie celălalt fericit, nu tu. Că omul exact, să gândește iubirea să mi se acorde atenție, să fie mie bine. Deci iubirea înseamnă să nu fie ție bine. conform educației școlii iubirii, adică să faci pentru celălalt. Dar Să să știi fi, că să asta se te. și întâmplă. Când se ceartă, înseamnă că vine celălalt și scade orgoliu, deci te ajută să iubești. Adică Da. să nu-ți fie bine. Păi cum să fiu nemulțumit când celălalt mă ceartă, mă jignește? Păi bine că mă jignește, că îmi scade orgoliu. Deci asta înseamnă iubirea lui Dumnezeu. Marius, Mă celălalt învață vine să și te iubesc, să ceartă. accept totul. Celălalt vine și te ceartă în contextul în care tu ai acolo o valoare pe care tu O ții o strâns, o ții aperi. strâns. Da, o Da, apă. ai ceva care ții. Dacă tu nu ai o valoare mai mare decât servirea și a fi iubire peste tot, nu are ce să te certe. Da, să fie în slujba tuturor, nu te Sau atacă nimeni. dacă ar fi certăres, tu nici nu ai observa că acolo a fost o jignire, de fapt, care ți-a fost adusă, că Dar nu nu e o ai jignire, echivalentul. este o Nu, jignire zic, pentru ego. E de fapt salvarea sufletului. Da. în cazul în care persoana din față ar fi dorit să te jignească, tu, nefăcând diferență, în mintea ta informația nu se decodează ca fi o jignire, nu o pui nicio clasori, este egală cu orice altă informație. Deci ăsta este idealul la care să ajungem. Dar cred că este important să conștientizăm că aici ce avem de a face între ce spui tu și ce zice Florentina este că Florentina zice din punct de vedere al valorilor umane, iar tu vii și spui din punct de vedere a rolului, rolului sufletului nostru pe pământ, deci am venit noi ca Raportarea la suflet. suflet. Deci sufletul Da. consideră jignirea din față o binecuvântare, o fericire. Deci sufletul se bucură când vine. Deci ce înseamnă fericirea în familie? Să aibă femeia cât mai multe nefericiri și bărbatul cât mai multe nefericiri. Pentru sufletul lor e cea mai mare fericire. Asta e cea mai mare fericire pentru suflet, ca ego-ul să sufere. Să nu-i meargă lucrurile bine, să nu fie fericit, să fie jignit, să fie umilit, călcat în picioare.
să nu aibă dreptate, să nu câștige, să piardă. Deci toate lucrurile astea la care ego-ul, diavolul, le pune o etichetă negativă sunt de fapt fericirele sufletului. Sufletul se eliberează. Deci oamenii aceștia gândesc în ordinea egotică în continuare. Caută un avantaj pentru diavol. Deci slujesc diavolul. Când îi spun jignirii din față că e rea. Cine zice asta? Diavolul. Sufletul zice că e bună. De ce nu gândesc în ordinea sufletului? Și noi de 2 ani de zile numai despre asta vorbim. Și cărțile astea toate, numai asta zic, sunt raportate la suflet. Cum e, Simona? De ce nu se poate? Să înțelegem că e o etichetă inversată, de fapt. E o bucurie. De ce nu gândim în ordinea sufletului? Că noi suntem un suflet, nu suntem... Marius, se poate, dar știi, sunt... E toată obișnuința, e toată educația care e primită de o viață. Dar noi de 2 ani zicem Și chestia că, asta. ai zis tu, de 2 ani, facem de 50 de ani. Nu este chiar atât de ușor. Anumite lucruri au putut fi schimbate. Dar cele care sunt împietrite în comportament și mai ales cele venite de generații, și să nu uităm că noi trăim într-un mediu în care ceilalți se comportă uman. Deci nu trăim într-un mediu în care sunt toți oamenii desăvârșiți și în felul ăsta ne ajutăm și noi să ne desăvârșim. Deci noi învățăm acum pe școala iubirii să trăim pe dos într-un mediu în care trăiește egotic. Deci lucru este dublu și automat că îi este greu. Este un dublu lucru. Dar e, cum ai spus tu de multe ori, Dumnezeu trebuie să-l câștigi. Este o luptă de viață. Deci e o activitate pe care o faci toată viața ta, nu este ca o activitate de o vară. 3 luni de zile mă pun și fac și l-am obținut pe Dumnezeu. Nu. Dumnezeu ne-a dat o viață, dacă nu mai multe vieți, ca să învățăm acea iubire. Deci ne-a dat timp. Și o să le facem la timpul, fiecare la timpul nostru. Pentru că nici nu putem să le forțăm, pentru că în momentul când le forțezi, nu știu dacă iese cum trebuie. Știi că doar am văzut că, uite, și în școala iubirii, cum au venit învățăturile, înțelegerile, că nu numai înțelegerea noastră, a venit treptat. Când am zis, hop, gata, de acum știm tot, de unde? Hop, gata, au mai fost de nu știu câte ori până acum, de la începutul anului, nu? Deci și noi, în școala iubirii, în momentul în care aprofundăm învățătura ta, ne iluminăm la minte. Păi îți dai seama cât mai avem noi de lucrat ca să ne luminăm la toate aspectele astea. Deci nu putem fi decât îngăduitori, nu putem decât să găsim argumente și dovezi și să mergem mai departe. Și eu cred că înțelegem, Marius, înțelegem, dar este un pic de frustrare, e un pic de frustrare că aș vrea să meargă mai repede, aș vrea să am rezultate acum, că sunt frustrări, dar trebuie Rezultatele să nu sunt fim... la celălalt, rezultatele sunt la ea. Deci când ne uităm la celălalt, Da. știm ce, dacă am făcut ceva în noi, dacă am Da. avansat în noi. Da. Așteptăm degeaba în afară, doar vedem rezultatele din interiorul nostru în afară. Uite, Florentina, dacă ai întrebări, să pui lui Simon. Eu nu am întrebări, eu am aici întrebări care, cum se cheamă, le pun oamenii. Eu nu am Hai, nicio întrebare. dăm întrebări. Mai citesc o dată prima întrebare? Nu mai știu ce am răspuns. Da, Deci ideea este cum că ai în momentul în răspuns? care ai orgoliu, trebuie Stai să că vină trebuie nefericirea răspuns. să distrugă orgoliu. Deci noi acuzăm nefericirea și Dar zicem, nu nu vreau nefericire. am răspuns. Păi trebuie nefericire să vină, că n-ai cum, cine să scadă ție orgoliu? Nu, dar era o chestie concretă aici. Uite, stai așa. Știți că învățăturile domnului Marius, știți din învățăturile că domnului Marius, că femeia trebuie să fie feminină și să dobândească aceste calități, ce faci în situația în care tu vrei să ieși din firmă și afaceri, dar nu ești lăsată de partener? Nu ieși din firmă și afacere. Bun. Stai acolo.
Întrebarea 2. În situația în care te-ai lăsat umilită, lucrând fără să fii plătită și chiar dacă ți-a plătit foarte puțin, având copii, aceștia nu te ascultă, zicând că nu vor să ajungă ca tine. Și mai mult le este rușine ca o mamă care nu se respectă ca alte femei, cosmetică, sală, coafor și așa mai departe. Da, și întrebarea? Ce să fac în cazul ăsta? Că ea nu știe cum să procedeze, că deci nu s-a răzvrătit în momentul în care partenerul ei nu a plătit-o sau a plătit-o foarte puțin, are Partenerul ei de copii. afaceri. Nu, partenerul de viață, că are și afaceri cu el. Păi se poate așa ceva? Păi se poate, că nu-s căsătoriți și trăiesc împreună, dar nu-s căsătoriți. Știi cum ar fi o familie care au afaceri. Ei sunt așa. Păi ce face? Dacă este în familie afacerea respectivă, ce se poate să facă? Să ceară de la... Păi el nu o plătește, nu-i dă bani pentru copii, de exemplu. Iar copiilor le rușine cu așa o mamă. Păi n-ai cum să lupte. Ea s-a băgat în situația asta de la început. Deci este într-o situație, o știu pe doamnă, este într-o situație în care nu se poate să găsească o soluție. Deci este foarte, dânsa are foarte mare putere și de a îndura, de a duce, de a face, de nu știu ce, știi? Da, Și ea s-a comportat ca un bărbat și a preluat toate păi, sarcinile. Bărbatul nu mai face nimic, știi? da, i-am zis și eu asta, Ea da. face totul și ce pot să zic dacă ea a preluat totul? A preluat de la început totul, că așa a fost de la început. Și Da. s-a dat un bărbat care să o umilească. Ce să zic eu? Eu i-am spus că ea de la început trebuia să rămână femeie. O făcut doi copii, ea trebuia să aibă grijă să facă sarmale și să fie cu copiii, dar s-au băgat S-a în băgat, ea ține contabilitatea, nu, ține niște afaceri foarte grele, are o face ea, putere de nu. cuprindere mentală extraordinară, depășește un bărbat. Păi dacă e masculin, ce poate să facă? Ăla nu i-a mai rămas nimic de făcut. Exact, este foarte masculină și ea face totul, iar el se simte în inferioritate față de ea. Da, oricum, asta e foarte frecvent. Femeile când au început să câștige bine și așa mai departe, nu, bărbații nu vor să muncească. Dar asta este consecința feminismului. Și bărbatul care nu mai muncește, nu mai este masculin și își pierde potența și toată puterea masculină. Și gata, s-a terminat cu el. S-a terminat ciclul la el, vieții. De-aia întotdeauna femeia trebuie să aibă serviciu și să câștige mai puțin decât bărbatul. Să aibă un șef deasupra, este important, și să nu conducă. Și să nu conducă, asta am vrut să spun. Și să nu fie, Doamne ferește, în poziții de conducere. Da. Așa. Pot să mai pun întrebarea 3? Sigur că da. Așa. Având foarte multă materie, firme cu angajați, utilaje, contracte, înderurare, muncim foarte mult Păi cu tot toții. doamna, e tot doamna. Ei, tu, doamna, păi aici, dacă mi le-o... Ai zis asta, i-am spus, mi-o scris. Zo. Toată familia, copiii lipsesc de la școală pentru a lucra în firmă, nu am fost în concediu niciodată. Nu ne facem nicio plăcere. Este ok? Vezi, Marius, exact ce ți-am spus eu Păi dacă astăzi. și-au Nu. luat rolul ăsta de la început, dar nu, ce să pot să Marius, spun eu despre rolul ăsta ca ai și la nu. început? Altceva este, părerea mea. Vezi, Marius, vezi, noi facem lucruri, nu mergem, nu facem, Păi nu ea a vrut grăbim. să facă de la început. Stai, nu, altceva vreau să spun. Deci ea zice, nu mă duc acolo, nu fac aia, nu fac niciodată niciun fel de plăceri. Și te întreabă pe tine, este ok? Exact ce am spus eu. Noi facem niște lucruri nefiind convinsă de chestia asta, pentru că în spate, în iubirea, noi facem niște lucruri să Deci, meargă nu, nu, stai, negocierea. oprește-te, nu este vorba.
Deci ea și-a luat un rol, are capacitatea asta mare și-a luat rolul ăsta și mă întreabă pe mine dacă e bine că și-a luat rolul acesta. Păi dacă ai capacitatea asta, tu ai luat un rol acolo și faci toate, atât de multe lucruri faci și bărbatul ce se mai, nu i-a rămas nimic. Deci de la început i-a luat toate funcțiile, toate rolurile. Da, mi-a spus de la început. Păi ce mai pot să spun? Și mă întreabă după aceea dacă e bine ce face. Păi da, de ce le-ai luat toate alea? Nu știu ce se poate face acum. Deci ea are o putere așa de mare încât oriunde s-ar duce, ea se duce cu puterea aceasta și se va simți frustrată. Să știi, dacă nu, dacă viața nu o mai solicită la nivelul care o solicita înainte. Deci acum se simte putere. Deci pe nivelul ei de putere de prelucrare a lucrurilor e așa de mare și viața îi oferă acest lucru, să se implice cu totul. Dar dacă se duce în altă parte și nu mai este solicitată, ce face ea cu puterea aia? Deci se va simți frustrată, că are putere foarte mare de prelucrare de informații și să facă față la situații foarte diferite. Dar putea să facă ceva într-o direcție Nu poate, este umanitară. condamnată sau autocondamnată. Și-a mărit puterea așa de mare de a face treabă, de a rezolva probleme. Deci nu trebuia, el nu mai e feminin acum, este masculină, e un bărbat. Nu-i bărbată, e o armată întreagă. O armată de bărbați, nu. Păi dar Marius face lucruri foarte complicated, Foarte foarte. complicate. Păi am văzut, e imposibil. Pentru un bărbat nu poate să facă așa ceva. Nu El lui îi înțeleg. dai o bucățică mică, că nu e capabil să facă mai multe deodată. Da. Și eu cred că el, fără ea, nu că nu poate în business în asta, pentru Ar că... trebui să angajeze 10 oameni în locul, ca să o Bravo. locuiască pe ea. Bravo. Exact. Deci nu are ce face, ai putere foarte mare, ce să facă? Acum, Dar... oriunde s-ar duce și să zică, gata, sunt feminin, nu poate că ea se duce cu puterea aia mare. Care Dar vrea stai... să macine situații de viață și viața nu-i mai oferă în altă poziție. Și întâlnește un bărbat care zice, stai acasă. Păi ce se face acasă? Înnebunește. Deci ceea ce este ea acum este bine pentru ea. Da, dacă și-ar investi toată energia asta creatoare într-un business umanitar, nu știu, să ajute bătrâni, copii, nu știu, ceva în genul. În orice business ea poate să lucreze. Și îți mai spun o chestie, este capabilă și are atât de multă putere încât poate să facă această investiție umanitară în paralel cu ceea ce face deja. Oh, Atât de mare e. Atât de mare e puterea ei. vai, Depășește. Dacă spun ce face, adică știi ce face. Bă. Nu da. îți vine să crezi. N-am văzut așa ceva. E imensă. Din punct de Păi, vedere a unei corporații, un asemenea om poate să auzi, conducă o corporație cu mii de oameni. Marius, dar tu îți dai seama că nici măcar că am eu expresia asta a ta când ai auzit tu de o femeie în masculin și ai zis, bă, leu, ce masculină e asta, numai un fierar betonist ar putea să o mai domolească. Dar cred că fiind atât de, având o energie atât de puternică, nici măcar, adică nu cred că este un bărbat care să o poată Domina, domina. domina, Liz domina. Taylor. Liz Taylor la fel, avea o forță foarte mare și nu știu cât, 7 sau 8 bărbați a avut și printre ultimii a fost am impresia, un fierar betonist și un tâmplar. Deci nu putea să fie dominată, trebuia să aibă putere. Și vezi că ea, în exterior, apărea ca fiind feminină. Știi că pe listerul nu o puteai când o vedeai așa. Deci Era un ea era... bărbat îmbrăcat în femeie. Da. Știi cine mai era așa foarte puternică și asta? Cea de pe aripile vântului. Cum e? Scarlett O'Hara. Deci Scarlett O'Hara din cartea Pe aripile vântului, hai că ai citit-o, ai văzut și filmul, este întruchiparea femei masculine în exterior, femei, dar de fapt energia masculină foarte puternică, care, păi și aia un gros patru bărbați.
Nu știu, n-am citit. Sigur, ai citit. Peripele vântului. Hai să vedem o clipă părerea lui Simona, că fuge după aceea. Despre Despre doamna aceasta. Păi ce pot să zic? Asta a fost destinul ei pe lumea asta, să vină și să tragă la vagoane. Dacă i s-a dat o asemenea capacitate, i s-a dat Are o cu un capacitate motiv. imensă, imensă. Da, dar dacă plecăm din principiu că Dumnezeu ne dă exact ce avem nevoie pentru suflet în viața asta, înseamnă că asta a fost ce a trebuit ea să primească, a trebuit să muncească și dacă i-a dat capacitatea ei, nu e nimic rău în asta. Asta a fost rolul ei în viața asta, să lucreze, a făcut probabil joburi, a dat joburi la alți angajați, nu? Da. Care firme? Da, deci a creat locuri de muncă pentru Și oameni, firme are o extraordinar de familie. grele, extraordinar de grele. Da. Da, deci probabil că nu era alt bărbat cine să facă, a făcut ea. Că La era, urmă nici că nu. este, era, este, a avut un partener. Și știi ce a Păi, făcut dar nu Marius? face nimic, nu face Da, nimic. și știi ce a mai făcut? El și-a luat, el trăiește cu o altă doamnă, de ani de zile trăiește Trăiește cu cu altă ea. doamnă, nu stă cu ea, stă în alt oraș. Stă cu doamna aceea și ei zic că se căsătorește. Nu, nu scăsătă, zic că stau zusammen, împreună. Împreună. Dar Da. cazuri de astea sunt foarte frecvente, Marius, cel puțin în corporații. Sunt femei la conducere, sunt și trag. Adică le vezi, au o capacitate de muncă incredibilă. Cât pot să facă femeia aia? Dar nu au nimic altceva pe lângă. Deci nu au familie, nu au partener sau dacă au probabil pasager. Toată viața lor este pusă pe muncă. Acum, eu nu zic că asta din punct de vedere să critic. Poate că ăsta a fost destinul lor. De asta li s-a dat misiunea asta de către Dumnezeu, că altfel nu ar fi ajuns acolo să facă ceea ce fac. Da. Înțeles. Florentina, altă Adică, întrebare. într-un fel, Marius, nici, nu știu dacă absolutizăm noi cum trebuie să fie femeia și cum să fie bărbatul. Și bărbatul poate să fie mai moale, mai gingaș, mai feminin. Da, dar n-are niciun sort de izbândă când femeia e Femeia puternică. Nu nu e trebuie. atrasă de un bărbat prea feminin. Asta e altceva. N-are ce să Asta e facă cu ea. altceva, da. Da. Bun, Dar zic că Florentina. e tot creația lui Dumnezeu. Asta da, constatăm. Dar ei se termină lanțul vieții acolo, la el. Da, dar tu îți dai seama că ea e într-un punct în care nu știe încotro să se ducă. Păi trebuie să lăsa. Deci e clar, ea având capacitatea asta mare, oriunde se aduce nu poate să. Că nu-i corespunde capacității. Deci unde este cel mai bine? Dar nu înțeleg care e problema ei, de ce să ducă în altă parte? Eu cred, nu e mulțumită cu ceea Păi, ce a. cu ce să fie mulțumită? Muncește ca un rob dimineață până seară, bărbatul cu amanta trăiește într-una din case, copiii sunt fiecare cu treaba lor și cu viața, că aici scrie la întrebarea nu știu 4, ce, nu știu cât, că copiii. Stai, băiatul câteodată mai merge la majorate la alți copii, acolo mai bea, fumează, câteodată se mai și droghează, se mai și bate, a făcut sport, box, iar când aflăm noi părinții, zice că nu e adevărat, tatăl său le-a făcut în tinerețe pe toate astea. Iar fata, Marius, ținte bine, fata face în paralel două facultăți, una e de drept și una e de știință, deci fata calcă vehement pe urmele mamei, iar are Da. trei facultăți. Da, exact. Deci ideea este că ea nu se poate duce niciunde pentru că niciunde mediul exterior nu poate să-i satisfacă capacitatea de muncă foarte mare și se va simți frustrată. Fără sens, fără rost. Iar doamna asta m-a întrebat aseară când m-a sunat, în ce condiții, cum poate să fie ea fermă față de copii, față de, apropo de ce ți-am zis, că ai crezut că eu sunt nebună, eu știu ce întreb. Da, păi Ce n-are zic? ce face. Deci nu e vorba de fermitate aici. Este vorba că ea are capacitate foarte mare. I-a luat locul bărbatului.
Da? Ea este cauza faptului că i-a luat locul bărbatului, ea a preluat totul, ea se comportă ca un bărbat, el nu are ce să facă, știi? Și din cauza asta se întâmplă situația aceasta. Deci nu are ce fermitate să mai fie, că ea deja controlează totul, conduce totul. Și hai să-ți spun o poantă. Știi ce m-a impresionat pe mine foarte tare, Marius? Soțul ei a avut o problemă de sănătate. Trebuind să primească un transplant de rinichi. Și doamna asta a vrut să facă tot ce se face, tot parcursul, să-i doneze un rinichi. Deci, aici sunt două aspecte. Unul, pe mine m-a impresionat pentru că, într-adevăr, e dragoste, iubire adevărată, adică când vrei să-ți dai un rinichi pentru cineva, eu consider că e așa. Și acum vine partea cealaltă, el nu a vrut. Deci, chiar într-o situație limită, fiind atât de puternică, nu, el ca bărbat nu a vrut chestia asta. Nu știu dacă mă înțelegi ce vreau să zic, Marius. Simona, spune tu. Ce vrei să spui? Păi, normal că a refuzat-o, pentru că se simțea și acolo presată de ea. Exact, Într-un fel și acolo i-a luat decizii pentru el. exact. Era iarăși pe post de salvator. El nu avea nevoie de salvator. Exact. Da, normal că a refuzat-o, da. Exact, de asta am vrut să spun. Deci, știi, deci nici în situația asta el, fiindcă el nicăieri nu se simte bărbat, că e acolo care le face pe toate, știi? Și fiind într-o situație extremă, na? Nu, în alte condiții, când e o relație femei-bărbat și în iubire, na, accepti că, da, Deci, bine în de cazul ăsta, ea făcând totul, așa, și nu se poate să nu facă totul, are atâta nefericiri că ocupându-se de tot, nu mai are timp să se ocupe de altceva, așa. După aceea se întreabă de ce nu merg lucrurile bine în familie. Păi dacă tu ai luat totul, trebuia să nu iei totul ca să poți să te ocupi de familie, dar a luat totul. Și oamenii ce au zis? Ia-le, dacă asta vrei. Deci are o capacitate așa de mare încât nu poate să funcționeze decât dacă ia foarte mult de lucru. Deci dacă o iei în altă situație, nu merge. Nu se va simți fără sens. Înnebunește, nu poate. Ea trebuie să fie într-un loc unde să facă multe lucruri deodată, să aibă 20 de firme. Și știi care e chestia care am mai gândit-o eu și să-mi spui dacă greșesc sau nu? E foarte multă materie acolo, e mult, e ceva Deci, fii trebuie. atent. Deci, mă întreabă pe mine ce să fac în condițiile în care ea luând toate sarcinile pe umerii ei și fără aceste sarcini ea nu a putea să existe. Cum să întreb ce să faci? Că dacă existența ta este a face atât de multe lucruri, ce să pot să spun eu despre ea ce să fac? Mâine Că e nimic. vorba de existența ei. Cum să-i zic? Să nu faci asta. Deci ea nu Da. poate să trăiască decât făcând atât de multe lucruri. Asta e natura ei. Puterea, capacitatea este imensă. Eu n-am văzut așa ceva. Faci un film cu un asemenea om. E incredibil. Da. Se simte tot ce Da. face acolo. Ăsta e darul ei divin, care ar fi trebuit să-l folosească în altă direcție și nu știut. Deci, lucrează la nu știu câte firme pe care le au ei. Nu Știu, știu, să zic 10 firme. da. Lucrează paralel la 10 firme, atât de multe lucruri trebuie să le coordoneze, că ea trebuie să le semneze, imens de multe, în același timp trebuie, au tot felul de procese cu garda financiară, cu nu știu ce, deci atât de multe, este incredibil. Și tânti bine, Marius, în tot ceea ce spui tu acum, vine cireașa de pe tort, îi face lui și cartofi natur și cu pulpe la cuptor și cu Și face sălățichi. și, uite-te Da, și tu. măi! Și pe alea le Deci, face. ceva fantastic. Nu știu cum poate un om să facă atât de multe Mi-a lucruri lăsat într-o nici zi. o muzică cu mine în
Nu știu, știi Dar asta că e viața ei, scrie. să știi. Deci nu poți să o iei de acolo, asta e viața ei. Dumnezeu i-a dat exact ceea ce trebuie. Asta îi trebuie ei. Ce poți să zici? Poți să zic că nu i-a dat bine. Simona, Da, zic. dar eu aș spune că răspunde la întrebarea Florentinei cum să fie ea fermă cu copii, dar nu are nevoie să fie fermă, trebuie să-i lase în pace. Ea trebuie să-și continuă să-și facă business-ul cum l-a făcut până acum, pentru că ea și ia viața de acolo. Iar copiii o să-și găsească ei drumul în viață, nu are nevoie să Că fie deja au fermă, că programe. după aia, Da. da. De ea deja, dacă se implică să le controleze și viața lor prin faptul de a fi fermă, îi distruge. Lasă-i așa, spune, trebuie numai să le spună, dragilor, Sunt vă aici să descurc, vă ajut sunt dacă aveți aici, nevoie. dacă aveți nevoie, dacă vreți să lucrați, lucrați cu noi, dacă nu, faceți cum vă credeți voi mai bine. Ea să fie numai telefonul unde pot ei să sună când au ei nevoie. Atât. Și să iubească așa cum sunt și să-l iubească pe soțul ei așa cum este el și să se accepte și pe ea așa puternică cum este. Un dragon. O femeie dragon. E Ea nu are excepțional. probleme de Excepțional. altfel. Ea nu are probleme că nu eu, nu, că nu s-a. Ea s-a acceptat. Adică, eu, Da. dacă mă întrebi pe mine, eu cred că ea nici nu e conștientă de câtă putere Deci, și și iată valoare în ce are. chestie. Sunt împreună, dar nu sunt căsătoriți. Nu. Nu sunt căsătoriți. Și el nu stă cu ea. El stă Nu. cu femeia Cu cealaltă. cealaltă doamnă. Fantastică. Fantastică. Poți să faci un film. Poți să faci un film. Este Și acum fantastic. ținte bine, într-o casă care au făcut-o împreună. El cu ea, iar el stă cu doamna cealaltă într-o casă în care au făcut-o ei împreună, adică de munca lor din asta. Deci e vorba ta, poți să faci un film. Și stă în altă localitate. Și stă și în altă localitate, da. Și rar Din. ori îl vede, rar ori îl vede. Da, nu știu, și vine la firmă și pleacă și e un balamucă. Deci, pe mine m-o pierdut așa, cum să zic. Ai Da, alte deci, întrebări? de aici nu mai am, atât am avut. Mai departe. A, stai că mai am, că zice, stai, că am, mai am, stai așa. Tu spui că nu e adevărat, eu sunt tot la părerea mea, da, în sfârșit. Am înțeles că este necesar să postăm mai multe zile consecutiv. Deci, ceea ce vreau să spun, că noi facem lucruri cu scop. Dar parcă nu mai pot, am reușit în 2019, țineam post cu apă 4 zile pe săptămână, luni, marți, miercuri, vineri. Dar acum nu mai reușesc, nu mănânc mult, foarte puțin. Cum pot să fac lucrul ăsta? Dar ideea este că, vezi, noi facem că-i post, că-i supunere, că-i aia, noi așteptăm, adică nu sunt ca să ne metodica noi să ne apropiem de divin, să-l cunoaștem pe divin, să cunoaștem divinul, să ne apropiem de și să rămânem în iubire. Sunt toate, știi că așa e bine. Dacă fac asta, am un avantaj, știi? Deci, problema este salvatorul. Ai curajul și poți să renunți la salvator care este încastrat în idealul, principii, reguli și virtuți? Ăia sunt cei care distrug viața noastră. Deci, postul cu apă nu se referă la salvator. Din cauza asta nu schimbă nimic. Poate să fie benefic pentru corp, dar nu se referă la salvator. Uite, Mircea Șapte a fost în situația aceasta, povestea, că au ținut în grupul ăla în care era, au încercat să nu mănânce deloc. Și el a ținut un post de 9 luni de zile, n-a mâncat deloc, iar șeful lui 2 ani de zile și a făcut cancer. De ce? Pentru că n-a scăzut absolutismele. Nu i-a folosit la nimic. Deci da, și bolile au revenit automat. Deci bolile le ține Rău. jos, în frâu, pentru că boala se referă la absolutisme. Postul le ține în frâu, nu le dă drumul, știi? Dar în momentul în care ai oprit postul, poate au pornit bolile. Da. Pentru că el nu a scăzut absolutismele. Și era critic, era acuzator.
punea regulile pe primul plan, era drastic să se respecte regulile și uite ce s-a întâmplat. Da, pentru că în momentul în care reușești 2 ani de zile să nu mănânci, îți crește ego-ul foarte tare, că uite cine sunt eu și ceilalți nu pot, știi? Știi ce ucide Adică... foarte mult? Uite-te acum, neomarxismul, Simona vine și Simona, neomarxismul distruge regulile și tradițiile, și tradițiile. De ce? Pentru că când pui tradiția pe primul plan, cel care nu respectă tradiția îl vezi ca și greșit și începi să-l urăști. Și din cauza asta, regula și tradițiile, deci se împletește tradiția cu regula și vine asta din religie. Religiile în care sunt anumite reguli, să se respecte sărbătoarea nu știu care, nu știu care, da? Oamenii respectă regula, deci sărbătoarea, dar au pierdut iubirea și devin extremiști. Și în momentul în care cel care nu respectă regula, îl urăște și îl scuipă. Nu? Deci nu mai poți să-L iubești pe Dumnezeu viu, care vine în fața ta, pentru că ai pus ceva care este mort deasupra lui Dumnezeu. Că asta este în traducere prima poruncă. Sunt faci chip cepit idol, adică să nu pui bunuri simbolice, virtuți, idealuri și reguli pe primul plan, pentru că nu o să mai iubești viața și îl vei respinge și vei fi capabil să-l omori pe Dumnezeu viu care vine sub forma celuia care îți distruge ție virtuțile. Dacă ai absolutizat nepăcatul, primești vine un păcătos. Dacă absolutizezi credința, vine un necredincios și ești capabil să-l omori. Deci, ce înseamnă diavolul? Orice din aceste bunuri simbolice puse mai presus decât toate. Dar bunuri simbolice n-au viață. Când pui lipsa vieții pe primul plan, ești capabil să ucizi viața. Asta este fenomenul care l-au făcut ei cu Salvatorul. Salvatorul, ce este? Un simbol, este un cuvânt într-o carte. Este mort. Ai pus ceva morți mai presus decât viața, în clipa respectivă, cel care nu este de acord cu Salvatorul, tu ești capabil să-l omori. Din cauza asta ei se pot omorâ. Un popor care îl pune pe Buddha se luptă cu un popor care îl pune pe Iisus pe primul plan. De ce? Că pot. Pentru că viața lor nu mai contează. Viața nu mai contează pentru ei, că bunul simbolic este mai presus decât, adică Salvatorul, care este ceva mort, n-are viață, e pus mai presus decât viața. Și nici nu are realitate. Dacă stăm să ne uităm la istoricii ăștia, ce zic ei, nici n-a existat. Cum e Simona? Ce se întâmplă? De ce ne oborâm așa în calul ăsta? Dar nici în Păi, familie nu se acceptă unul pe altul deloc. ne omorâm pentru dreptatea noastră, Pentru nu? dreptate, deci pentru aceste bunuri simbolice. Da. Dreptatea noastră e mai importantă decât viața și pentru că noi ne identificăm cu ea. Noi ne identificăm cu dreptatea, ne identificăm cu aceste bunuri simbolice din afara noastră. Noi nu ne identificăm cu sufletul, care e numai iubire și acceptare. Și de aceea simți că ai nevoie să lupți ca să ai un rol în viața asta. Într-un fel trebuie să-ți câștigi locul în viața asta. Și prin urmare te lupți. E o luptă. Nu se spune peste tot, viața este o luptă. Cel mai bun câștigă. Așa este. Cea mai tare maimuță o să câștige, că ne tragem din maimuțe, deci avem instinctele animale la bază. Deci le-a degradat. Deci e maimuță. Când noi suntem soarele de iubire în continuare. Și n-am Păi, pierdut niciodată pe Dumnezeu. da, a trebuit, Marius, a trebuit să ne implementeze mintea că, de fapt, noi suntem doar o maimuță evoluată. Și de aceea, dacă nu ar fi reguli în societate, nu s-ar pune reguli, noi ne-am sărit la unul la gâtul altuia. Da? Pe asta se bazează și filozofia. Da? Că oamenii sunt niște sălbateci și avem nevoie de regulile societății, avem nevoie de organizații, avem nevoie de guvernământ ca să guverneze pe sălbateci. Trebuie Nu să știu fie cine întâi spune. sălbatic ca să facă regula. Da, mi se pare chiar Voltaire spune asta. Și cu Rousseau. Pe baza filozofiilor lor s-a înființat statul actual. Da, mulțumesc, Florentina, altă întrebare?
Nu mai am, chiar acum nu mai am. Atâtea au fost și... Hai să vorbim liber acum. De ce râs? Păi până acum ce, n-am vorbit Păi nu, liber? că eram cu răspunsul la întrebări. Da, tot am... Da. Hai spune-mi și mie, de ce oamenii îl doresc pe diavol așa de mult? De ce îl iubesc pe diavol? Că binele lor și ceva mai presus decât toate înseamnă diabolizare. Ce, ei nu știu asta? Cred că lumea fuge de Păi în religie suferință. este definiția. Ce înseamnă diavolul? Toată lumea care zice că e credincioasă trebuie să știe ce este diavolul. Pentru că noi îl vedem pe Dumnezeu numai în bine, ne vrem să ne fie ușor, să avem, nu știu de ce. Eu nu știu chestia asta dacă e numai la filozofia în conceptul românesc sau e universal. E universal, cu siguranță. Că toată E lumea jura universal, binele. nu? Mă Simona, toată gândeam lumea jura binele? că... Eu n-am cunoscut până acum pe cineva care să zică că nu vrea bine. Peste tot. Binele Păi diavolului, toată... trebuie să precizez. N-am cunoscut pe cineva care să nu-i vrea tot binele diavolului, ci să Să se nu-l închine la iubească el. pe diavol, da. Da, pentru că, uite, toate conceptele acestea de dezvoltare personală, de exemplu, vin din lumea occidentală și se aplică universal peste tot. Cred că puțin mai găsești oameni care sunt mulțumiți cu ceea ce au și probabil sunt cei care mai găsești prin Asia, prin munți, care nu prea au avut acces la tehnologie și au rămas în interiorul societăților lor micuțe și un Închise. pic izolate de lume, da. Da. Dar altfel nu, nu cred. Așa, ca să spunem că ceea ce se întâmplă, ce urmează să întâmple sau ceea ce se întâmplă deja, are o bază. Să facem ca să nu mai punem aceste bunuri simbolice pe primul plan? Virtuți, idealuri și principii. Nu știu, m-ar interesa și pe mine. Hai să vedem Simona atunci. Păi am spus deja, în momentul în care conștientizezi că scopul tău în viață este să-ți crești energia sufletului, ca să fii suflet și să trăiești pentru celălalt, Și e cum crește suficient, energia? atât. Făcând totul pentru cealaltă. Exact, făcând totul pentru celălalt. În fiecare zi câte un pic. În fiecare zi câte un pic, să-i dai putere sufletului. Și când își primește sufletul avântul acela, după aia curge de la sine. Deci e o chestie de înțelegere a rolului, de ce ne-am născut, de ce ne-a adus Dumnezeu, așa că a fost un accident. Că, nu, asta e încă o teorie băgată de Vatican cu Big Bang-ul și noi ne-am născut din haos și noi suntem, de fapt, un accident care Vaticanul a făcut, apropo, de la preoții, oamenii de știință din Vatican. Deci, nu a fost un accident. Deci dacă ne-am fost trimiși, de ce ne-ar fi trimis Dumnezeu pe pământ? Hai să ne gândim așa. Deci dacă credem că există Dumnezeu și El a decis ca sufletul meu, sufletul tău, sufletul Florentina și sufletele celor care ne ascultă să se întrupeze, de ce ar fi decis? Că hai să-i trimiși pe ăștia la joacă? A trimis cu un scop. Și nu contează scopul nostru care ne-l facem noi aici pe pământ, să iau eu note bune la școală, să fiu prima, să fiu cea mai frumoasă, cea mai nu știu cum, nu. Scopul este care l-a dat Dumnezeu. Să fim iubire, să tindem spre El. Ne comportăm cum se comportă organele din noi, care doar se întrajutorează. Exact. Uite, dacă îți mai amintești, ăștia, oamenii care erau înțelepți și spuneau, cum ai ajuns la înțelepciune? Și spuneau tot timpul, am reflectat, am contemplat natura. Nu înțelegeam cum, adică contempla natura și totul e natură. Și acum înțeleg. Pentru că natura este reprezentarea lui Dumnezeu. Ea ți arată cum se trăiește. Ea nu se luptă una cu alta. Există moarte și viață.
dar nu plânge nimeni, că nu am văzut niciun pui de, nici o vrabie că a plâns că ea și-a spart un ou și nu mai este un, nu mai, nu-i mai este un pui. Da, deci noi ne-am desprins, noi nu mai avem tangență cu sursa noastră originală, cu Dumnezeu. Suntem atât de înglobați în mocirla asta a viselor și a dorințelor umane. Deci, potrivit opiniei mele, nu trebuie să facem decât atât. Să conștientizăm că suntem aici pentru sufletul nostru și atât. Adică pentru sufletul nostru, dacă ca să faci serviciul sufletului tău, trebuie să treci prin celălalt, prin serviciul altora, către alții. E acel opt al infinitului. Ca să vină la mine, mai întâi trebuie să ducă la tine Că energia. Florentina a dormit. Mă gândeam la comparația cu infinitul. Asta e părerea mea. Acum, fiecare... Cum crede? Florentina, care e părerea? Tu ai spus, Florentina, că, tu ai simțit în momentul în care te-ai dăruit și ai făcut și ai văzut bucuria din fața celorlalți, ai simțit o bucurie în tine. A fost bucuria sufletului. Împlinitoare, să știi. Deci, într-adevăr, că faci chestia asta, într-adevăr, îți dă, te încarcă cu energie, cu stare, nu poți să o descrii. Da, nu-ți mai trebuie, nu mai vrei nimic, ești, ți-am zis, e o energie împlinitoare. Te satură pe toate nivelele, nu mai ai nevoie să mai lupți pentru ceva. Da, trebuie să faci foarte mult, că nu ține. Deci atât, știi cum? Trebuie să fii tot timpul implicat, că dacă nu ești, tot timpul se risipește, se pierde, știi? E ca cum a zis Marius în Shangri-La, când pedalai și în momentul în care pedalai se transmitea lumina, iubirea, știi, ca să vină. În momentul în care nu mai faci, nu mai pedalezi, gata. Să duce și cu starea, și cu asta. Nu e, e la revedere, e pa. Deci asta trebuie să o faci în continuu. În continuu, în fiecare zi, în fiecare clipă, nu, dar în fiecare zi trebuie să faci ceva pentru slujirii dăruirii. Că altfel se pierde. Nu mai ai starea aia așa de plin, știi, de plinătate, de mulțumire. Întrebare, Florentina, dacă cineva, sau dacă tu, hai să spun că tu, ai experimentat, tu ai simțit acea energie, dacă ai avea energia asta zilnică, sau zilnic te-ai hrănit cu ea, ai mai avea vreo dorință? Pentru Măi, tine, dacă... pentru... Stai puțin. Deci, dacă este în mod constant și așa, nu n-ai avea când. Îți ocupă și timpul și mintea și ceea ce primești înapoi, ți-am zis că e atât de împlinitor încât nu. Deci, nici nu-ți mai este capul la altceva atunci. În momentul ăla. Dar trebuie să fie lucrul. Deci trebuie să fie în continuu, nu știu cum să spun. Deci e o chestie care nu poți să o faci săptămâna asta 2 ore și mai faci 2 ore în 2 săptămâni, că se pierde. Am înțeles. Tu n-ai sentimentul ăsta, Marius? Da, dar trebuie să faci continuu. Asta e. Trebuie să faci continuu, într-una. Dar nu faci
Nu știu, deci acum mai este o chestie, că trebuie să ai și o permisiune divină, știi, să-ți dei posibilitatea să te implici, să faci, să fii acolo pentru ceilalți și așa mai departe, că vine și reversul, adică mulțumirea aia sufletească și împlinirea. Dar da, trebuie să poți să faci în continuu. Tu vezi că societatea în România nu e așa, dar uite, de exemplu, aici în vest, ăsta e un lux să poți să susții pe cineva. E un lux, Marius. Deci, partea asta nu e atât din, nu că încurajată, dar nu știu, nu găsesc cuvântul potrivit, știi? Este nevoie, este că dacă ți-ar spune că nu este nevoie, aș minți, dar foarte puțin te duci în direcția respectivă. Știi, nu sunt filoane care să te ducă, să te îndrume, să faci așa ceva. Înțelegi? Pentru că, dacă mă întrebi pe mine, asta e părerea mea, deci cine știe, cunoaște, da? Și în momentul în care lumea ar fi pentru celălalt și ar face o dăruire și slujire, îți dai seama că am schimbat planeta asta și nu asta e interesul, înțelegi? Mai bine ne ducem și stăm nu știu câte ore pe la, nu știu, pe unde. Înțeles. Bun, ne apropiem de sfârșit. Haideți să tragem în concluzie, Florentina, discuția de astăzi aprinsă. Simona face concluzia și Simona, eu. atunci. Eu să fac concluzia? Da. Păi concluzia este că totul este minunat. Cu toate că Cât nu să... este minunat. Păi cum să nu fie dacă Din așa punct de zicem vedere egotic, nu vezi câte plângeri? Ego se plânge, diavolul se plânge, se vaită. noi? Păi da, și e minunat. Păi dacă Dumnezeu așa o decis să fie... Ce să le fac? E minunat, Și pentru cum că poți noi să aici... convingi? Poți să convingi ego cumva vreodată că e minunat? Că nu poți. Noi aici ne adresăm ego-ului, îți dai seama. Din start, nu știu cum putem să-l convingem. Păi ori în viața asta, ori în cealaltă, o să fie, e jocul lui, o să se convingă, mai mult sau mai puțin. Nu putem să-i convingem pe toți. Cei care trebuie să, cei care vor să, cei care se conving, că nu trebuie să convingem noi, fiecare trebuie să se convingă singur. Dar de ce toată lumea și mai ales femeile văd aici, fac tot, îl iubesc așa de mult pe diavol, ce au cu el? E așa de frumos, le promite așa Păi, de multe lucruri. păi, Mariu, nu știu că acolo e diavolul. Nu știu că e diavolul. Marius, nu-ți spune nimeni, Marius, că ești așa, ești îndrumat, Plăcerea, învățat. plăcerile ce sunt? Nu e... Păi, și gândește-te că eu nu știu cum îs alții, dar eu am crescut cu toate poveștile astea lui Petre Ispirescu și al nu știu care, totul se termină bine, vine el pe calb alb și o Bă, ce salvează frumos. pe ea, care îi nu știu ce cu dânsa și trăiesc fericiți până la adânci bătrâneți. Nu se vorbește că vrea să stea în chinuri, nu se vorbește. Deci nu mai spun de toată beletristica asta de la 1800 cu Jane Austen și cu care mai sunt pe acolo așa toți cu Mândrii Prejudecată și Emil Zola și cu Paradisul Femeilor și cu nu mai știu ce, care tot la fel, el luptă să o cucerească pe ea și ea se lasă foarte greu, dar mă rog, după ce s-o lăsat, trăiesc fericiți până la adânci bătrâneți. Și Să eu... credă ei, să credem noi. Păi dacă ce-o Și dacă scrii la carte, idealul îl pui pe primul plan, îl pui pe diavol. Deci trebuie să vină ceva să distrugă idealul. Deci nu nu... poate să fie fericire. În fericirea lumii nu poate să fie fericit. Și zice în Biblia asta. Să nu pui nimic din lumea asta că vei suferi. Marius, eu până acum 2 ani până nu te-am întâlnit pe tine, habar n-aveam despre ce Dar scrie în vorbim. Biblie. Dar cine citește Biblia, măi, Marius, mă lași?
Păi ei Și zic cine că sunt credincioși, nu zic că sunt credincioși. creadă? Ei nu zic că sunt cu Iisus, cu Salvatorul. Eu m-am apucat de citit Biblia după primele 5 pagini, m-a lăsat pe gubă și că n-am înțeles nica. Deci, și vreau să-ți spun, Marius, ca mine înainte, îți 98%. Deci, vreau să-ți spun sincer. Eu ce mă înțeleg cu Simona, mai am oamenii din Școala Iubirii, dar rest cu cine mă mai înțeleg, Șefa Marius? ta. Dar eu cu ea n-am... Da, cu ea mă înțeleg că tot ce spune ea e perfect, e minunat. Înțelegi? Dar nu am... Deci în jurul meu n-am oameni să conversez, să schimb de idei, să fim pe aceeași lungime de undă. Deci o am pe Simona, o am pe Ramona și oamenii din Școala Iubirii. În rest, pa la revedere. Deci dacă eu îi spun cuiva ce ai zis tu mai înainte, că plăcerile sale diavolului, zice asta o nebunie de tot. Și așa am mai zis eu una alta și mi-a zis că nu, că eu am un mod de a înțelege viața foarte eronat. Păi îți dai seama că putrezi să mă să le explic la toți, de la Adam și Eva și da, na, nu, e ok, dar vreau să-ți spun. Păi m-a luat zilele trecute o prietenă de-a mea care e cântăreață aici la operă. Deci nu eu, asta vreau să spun, că nu e o fată, e o fată studiată, cântă la opera din München și ea și bărbatul și m-a luat, zice, dar tu de ce nu mai vii la biserică? Zic, păi n-am timp, că eu cu demenții mei am treabă, n-am timp. Zice, zic, fac slujiri dăruire. Zice, nu se pune, că trebuie să vii la biserică. Zic, păi, dar ce scrie la carte? Nu scrie că numai fapta contează? Zice, nu e adevărat, că trebuie să vii să te rogi. Și eu îi spun, zic, bine, dacă așa spui tu, zic, suntem toți pe post de cerșători, că toți vrem ceva, ne ducem la cerșetă, în loc să punem mâna să facem. Și ea zice, da, dar ce-i dacă ne rugăm pentru sănătate? Și eu zic, păi, ai chiar că Te e pe rogi, dar toți. nu slujești. Da, exact. Demenții. Și mă Demenții. înțelegi? Și de aici au pornit o discuție, că aici vreau să ajung. Au pornit o discuție contradictorie în care ea nu mă înțelegea. Și atunci vorba lui tata, pornesc de la ideea că cel mai deștept cedează, știi? Și am tăcut. Dar n-am cu cine să conversez și să fie un schimb de replici. Te faci înțeleasă. Nu, eu și cu Eminescu, două genii neînțeles. Am înțeles. Nu, nu trebuie să te întreb de ce femeia alege diavolul. Că nu știi, mă, nu știi, nu știi, nu ți se spune nicăieri. Până la te nimeni nu mi-a Dar ei spus zic că nimeni. sunt în Școala Iubirii și noi de 2 ani de zile lumea asta spune. Da, Nu dar spune știi lucrul cum ăsta. e că, le faci slujiri, faci supunere, faci aia, faci alt, să-ți fii bine cu bărbatul, să se întoarcă bărbatul Deci acasă, observă dacă... o să zice chestie, fac slujire, dar în continuare își permit să pună ceva mai peste decât altceva. Deci le intră diavolul imediat în câmpuri. Când pun ceva, deci degeaba fac slujire. Că dacă, deci fac slujire în primul rând cu un scop, ca să obțin un rezultat, așa, și pe de altă parte pun mereu ceva mai sus decât altceva. Și când fac chestia asta, îți sparg câmpurile. E Înțelegi? foarte greu, Marge, eu înțeleg, dar spune-i, poate la ăștia mai tineri, mai asta. Știi la ce mă gândeam când am venit acasă în metrou? Știi cum cred că ar funcționa lucrurile? E părerea mea. Deci, de la, nu știu, un an, 2 ani, copiii să-mi fie învățați ce înseamnă iubirea. Adică, dar ei știu lucrul ăsta. Dacă unul se supără, ai văzut, copiii nu stau mult supărați unii cu ceilalți. Tot timpul să fie învățați, nu te supăra, iubește-l, uite, ei nu au vrut, îmbrățișează, dă-i un pup. Trebuie să Dar... spui ce înseamnă iubire, să nu pui ceva mai presus. Asta înseamnă iubire. Nimic Exact. mai sus, nimic mai sus. Exact, lasă-l, că nu tu e, amândoi sunteți, așa.
E, și lucrul ăsta fiind făcut la un an, la doi, la trei, la șapte, la nouă, la zece, la 12, la 16, la 20. E, când crești pe structura asta, când ești învățat în formatul ăsta, ăla la 20 de ani știi că nu trebuie să își caute plăcerea, că binele celuilalt e pe primul loc și așa mai departe. Dar când tu ești învățat că trebuie să înveți, trebuie să faci, să ajungi cineva în viață, deci tu mai presus de ceilalți, deci din start, de la clasa 1, de la 6 ani, asta ești învățat. Ti separă, ti împarte, ti pune și la asta grupa de la grădiniță, grupa mare, mică, mare. Deja ti împarte, să faci împărțirea peste tot. Cum vrei tu, mai ales la niște babi ca mine, la asta să vezi nu știu ce. Când ai văzut o viață întreagă taman pe dos, tu știi ce muncă interioară este? Tu crezi că la cei din școala iubirii, în interiorul lor, crezi că e ușor la vreo unul? Mă refer la cei de vârsta mea mai mari sau cu vreo 5-10 ani mai mici. Când ai lucrat o viață întreagă pe anumite programe, ai momente când nici nu mai știi. Uite-te, o fost într-un webinar Teodora, care a zis că sunt momente când nici ea nu mai știe, face și restrângerea asta, ce nu mai pot, ce des și eu. Și ea e vorba aia generației cu 20 de ani mai tânără ca mine. Da, pentru că noi căutăm un bine și binele ăla e diavolul. Deci nu trebuie să ne căutăm binele. Când nu ni Eu se sunt. întâmplă ceea ce dorim noi, când nu ies lucrurile cum trebuie, atunci e cel mai bine. Deci ea este în stare de fericire și nu știe, pentru că a pus o etichetă negativă. Ei, parcă nu mai ia, parcă eu Și nu, toată parcă lumea pune o etichetă negativă. Deci când ce lucrurile nu demonă. ies bine, atunci e cel mai bine. Da, vezi că noi nu ne identificăm cu nebinele ăla. Deci când nu e bine egoului, deci diavolului, atunci este bine sufletului. Deci sufletul întotdeauna se bucură când egoului nu ies lucrurile bine. Când e Da. nefericit egoul, când pierde, are pierde, drame personale, se vaită, se plânge, sufletul e fericit. Iar o luăm de la capăt să spunem lucrul ăsta. Ce mă mai gândesc eu, Marius? Faptul că noi și trăim în lume, știi? Adică aici e foarte greu, știi? Dacă am trăit în păduri ca pusnicii, știi? Și să nu mai bem apă și nu știu ce să mai facem așa, cred că ne-ar fi mai ușor. Nu știu, zic și eu. Dar aici noi suntem în lume și în lume stenta. Aici cred că e și mai greu. Pentru că tentațiile sunt mari, viața e așa cum e. Cum ar fi lumea, gândește-te, dacă am schimba etichetele și ne-am referit la suflet. Adică, când vine fericire din față, sufletul se bucură pentru că se distruge ego-ul. Cum ar fi lumea atunci? Deci tot ceea ce zicem noi că este rău, de fapt, un mare bine. Cum ar fi lumea dacă noi am înțelege că tot ce are o etichetă negativă, de fapt, e lucrul cel mai bun care s-a întâmplat și de care aveam nevoie, trebuia Uite, să se îți dau întâmple. un exemplu concret. Este cineva care își pierde un copil, știi? Adică asta e o durere foarte mare, zic eu. Eu n-am copii. Deci problema este nu că și-a pierdut copilul, că de ce și-a pierdut copilul? Deci Da, avea un orgoliu așa de mare încât Dumnezeu n-a găsit altă soluție decât asta. dar îți dai seama că momentul ăla unui asemenea om, ce poți să-i spui așa ceva? Sau alte Păi drame, nu e alte. nevoie să-i spui. Deci Nu, ceea ce se întâmplă, deci nu e nevoie să înțeleagă. nu E foarte bine spui, că dar să vorbim apară ce între suferința. noi, știi, așa ca Deci pentru noi formă când vin lucruri din afară. de înțelegere. Deci, în școală iubire nu se pot întâmpla chestiile astea, dacă înțelegi. Da, așa e, da, așa e, da. Ține de etichetă. Dacă zici că Da. lucrurile sunt negative și pui ceva mai presus decât altceva, îl pui pe diavol, îl slăvești pe diavol și atunci trebuie să ți-l scadă. Că binele nostru este diavolul. Observi ce chestie, ce vrăjeală fantastică, e vrajă. Deci noi ne căutăm binele, dar îl slăvim pe diavol, căutându-ne bine. De ce? Pentru că noi suntem o ființă comună. Noi nu putem să percepem, să gândim că suntem o ființă comună. Adică corpul ăsta este ținut de el în viață. Că el zice, dacă hai,
Corpul ăsta înseamnă nimic, se distruge singur, imediat. Deci, tot ceea ce există, există datorită lui. Deci, el se manifestă prin tot ceea ce există în mod egal. Deci, asta înseamnă că noi suntem o ființă comună. Cum să ne căutăm noi bine? Că dacă ne căutăm binele, îl căutăm în detrimentul celorlalți. Deci, vrem să le facem rău celorlalți. Când îți cauți binele, îi faci rău celorlalți. Deci, nu binele tău trebuie să fie pus pe bine. Deci, binele nu înseamnă binele tău. E binele diavolului. Binele înseamnă binele celorlalți. Și Știi când că... faci totul pentru binele celorlalți, unde să ai tu vreo problemă? Că n-ai nicio problemă. Nu există ceva de pierdut. Nu, tu nu mai pierzi nimic. Tu nu mai poți să fii nefericit. Deci când faci totul, tu ești nefericită când faci totul pentru ceilalți. Pentru oamenii cu demență. Poți să Da. fii nefericită? Nu. Nu. Ești pe departe. Deci noi facem totul pentru cineva care nu suntem noi. Nu suntem noi. Noi suntem o ființă divină. Nu facem totul pentru suflet. A face ceva pentru suflet înseamnă a nu face nimic pentru noi. Deci, în măsura în care noi ne îndepărtăm de materie, ne apropiem de Dumnezeu. În măsura în care ne îndepărtăm de binele propriu, ne apropiem de El. Ce vrea omul? Vrea binele propriu. Păi nu-L vrea pe Dumnezeu. Că înseamnă nu binele tău. Ce zice în prima poruncă? Să nu faci chip ciopii și idol. Deci nu binele tău. Iubește-mă pe mine, adică nu binele tău. Dumnezeu este nu binele tău, nu binele egotic, egoului tău, nu binele propriu. Binele tuturor, pentru că Dumnezeu este o ființă comună. Corpul tău e o ființă comună. La 15 secunde în spatele formei suntem una cu tot ceea ce există. Deci ce să cauți la binele? Asta este un construct mental, este o idee doar, în minte. Eu, Da. asta e idee în minte, nu are realitate în sine. Are realitate? Păi sufletul are realitate, că vine de dincolo și se întoarce acolo. Ego nu are realitate, nu înseamnă nimic. Când se trece de fluidul de gânduri, toată istoria personală s-a terminat cu ea. Când a trecut de fluidul de gânduri, păi ce știam eu ca părinți? Nu știam ca părinți. Nici nu știam că am fost pe pământ. Nici știam ce e pământul. Dacă mă întrebai acolo ce e pământul, nu știam. Deci, se pierde ego automat, toată istoria ta personală. Și închipuiți, ai muncit o viață întreagă pentru eu-ul ăsta și ai luptat și te-ai zbătut și ai vrut un mai mare bine și când colo eu-ul ăsta nici nu există. Nu are realitate. Și Nu mai atunci, sufletul. când ești dincolo, e numai sufletul Numai sufletul important. este, da. Sufletul este ăsta care nu ai mai avut grijă deloc. E interesul celorlalți, adică binele celorlalți. Ăsta e sufletul. Când Da, și faci totul pentru ei, nu cu pentru jurii și tine. doririi ai făcut în viață, atâta Dăruirea cum este vrei. sufletul, da. El nu știe decât să dăruiască, e ca un prost. Dacă când facem totul pentru noi, adică ne punem pe noi pe primul plan, în clipa respectivă ne diabolizăm. Și ceilalți, cineva trebuie să piardă ca să fie nouă bine. Da. Vezi, Marius, aici e situația discrepantă, dacă îmi dai voie să spun, pentru că noi fiind la început, când intrăm în contact cu învățăturile tale și începem să facem schimbările, știi? Le faci la nivel de mental întâi, că până să ajung la suflet faze, sunt etape. Și știi că tipul acestui proces, cândva, știi, tu tot faci, ești pentru celălalt, îi dai întâietate, îi dai, dar când știi, tu nu primești nimic înapoi, na, din ceea ce dai. Și dai și azi, și dai și mâine, și dai și poimine, și dai, nu știu, un an, cinci, șapte, și cândva. Să știi că aici găsesc eu că e contradicția, e lupta, ca să zic așa. Cândva, la un moment dat, știi, vine așa și spune din tine, zici, da, mă e chiar de proastă, măi, dar cât am făcut pentru celălalt și dar nimic nu face, știi? Eu știu ce spui tu, că lucrurile astea n-ar trebui să se întâmple, dar ne vin în minte, Marius. Uită-te, spre exemplu, dacă binele celuilalt e Dumnezeu, de ce ne căutăm binele nostru?
Dacă noi suntem o ființă comună, de ce ne căutăm binele nostru? Că Eu îți binele spun ce nostru nu spun. este Dumnezeu, e binele celorlalți. De ce ne opunem Dumnezeu și zice că suntem credincioși? Că ar trebui primul gest să-l facem pentru ceilalți. Ca omul acela din autocar, din Turcia. Care când coboram la fiecare benzinărie, cumpăra pentru toată lumea câte ceva. Da, Marius, și îl faci un timp de, dar momentul în care știi, vezi că nimic nu vine înapoi, undeva e un dezechilibru, în balanță, știi? Cumva, știi, nu mai vrei, nu mai ești, nu știu cum să spun, nu cât dezamăgit, dar nu mai ai forța, puterea, știi, să mergi așa în continuare, să dai de Ce la să tine, aștepți știi? ceva înapoi, că n-ai nevoie de nimic. Ei, În momentul în care dai, devii una cu El. Și așteptăm. atunci Dumnezeu îți dă cât ai nevoie, nu mai mult. Și nici nu te solicită mai mult decât poți. Tu să dai, Da. tu să dai, atât. Acum știu că situația depinde de noi, de familie, de asta, că poți să dai nu știu cât, nu știu ce perioadă și abia după trebuie să dai constant și numai după o anumită perioadă să se întâmple lucruri sau nu. Dăruirea asta este un fel de dedicare. Dedicarea să fie pentru celălalt. Te poți dedica în toate modurile posibile pentru celălalt. Un Am să sacrificiu al timpului tău. Sacrifici timpul tău pentru celălalt, nu pentru tine. spun o chestie. În cercul nostru de prieteni aici, în cercul german, am o prietenă, o făcut Marius 10 ani de voluntariat la un grajd, când îngrijea caii la o pensiune, pe undeva, pe munți, pe aici, pe în Alpi, știi? Pensiune mică și avea cai acolo. Și 10 ani de zile au făcut voluntariat. Și într-o zi a venit un domn. Deci eu am 55, are 52. Deci nu e foarte tânără, da? Așa, singură și ea. Și a venit un domn, ea tot asta făcea, peria calul și a văzut-o și a zis, asta este femeia vieții mele. Doar ea dacă nu mă mai vrea, dar de mine nu scapă. Și, deci, cum să spun, deci a venit bărbatul, măi, hotărât. Deci, Dumnezeu cu toate pânzele sus. Nu stai, că eu scutare, eu o aduce. E nici nu obișnuită că e nemțoaică, e nu știe din astea, dar e cu minte, face tot ce spune el. Dacă ea zice că mă duc să mă întâlnesc cu nu știu care, zice foarte bine, eu te duc, eu te aduc. Altă prietenă de-a noastră a întrebat-o, zice, măi, dar cum e? Zice, măi, nici nu știu eu așa ceva, nici n-am avut, pentru că pentru mine, îi hotărât, nu stă, nu se gândește, nu-i trebuie timp, nu-i trebuie, nu... Deci, L-a dar trimis în zice... Dumnezeu, l-a trimis la Dumnezeu că și-a scăzut ego în 10 ani de zile. De vezi că i-a trebuit 10 ani de zile să se scadă 10 ego. ani, 10 Deci nu se ani, scade așa ușor. 10 ani, 10 ani. O rănit, cum se cheamă, bălegarul, fraivili, fără recompensă. Voluntar. 10 ani. După 10 ani au venit. Fantastic. Dacă nu au venit, știi cum au venit? Maxim. Ideal. Deci au venit, au văzut-o și au zis, gata, tu ești... Deci femeia să te pe un scaun și peria calul. Deci îți dai seama că nu era nici nu Și știu bă, cum. ăla zice, vă știți că stoi cu mine? Da. Și ăla zice, tu ești femeia vieții mele. Și eu zis, poftim. Și când s-a întâlnit altă prietenă cu ea și cu el, o zis,
Numai ea dacă nu mă vrea, dar de mine ea nu, de mine ea nu scapă. Dacă ea nu mă vrea, e ok, dar de mine nu scapă, că eu, pentru mine e clar. Ea e femeia Fantastic. Și vieții pe mele. el cum l-a prins, este interesant. Dar știi cum? Deci, ea stătea și își speria calul și el o trebuie să se duc, dar stai să-ți mai spun o poantă. Deci, el nu stă departe de pensiunea aia, stă la 3, la 7 casă, nu știu cum, și s-a dus fratele lui, nu știu ce căuta pe acolo, și el s-a dus să-și vadă fratele. Deci, o combinație din asta care numai Dumnezeu o poate aranja. A mișcat pașii și ea. I-a prilejuit întâlnirea lor, că știa situația, da. Și l-au înșelat. Și ce vreau să spun cu chestia asta, că dacă el stătea la 3, la 7 casă, nu, domnule, e o trebuie să-și facă, să se încarce cu energia vitală, să poată să vină el. Că nu l-a dus. Nu putea să vină după un an, după 2, după 10 l-a dus. Fantastic. Îți dai seama ce scăzut a fost? După Da. 10 ani de zile de făcut voluntariat și îți dai seama că să faci în grajd voluntariat nu e simplu, că acolo e muncă, da, grea, De acolo speranțe trebuie. sunt. Tu să fii cum trebuie și să scazi ego. Când ai scăzut ego-ul, apar speranțe. Da. Asta e problema noastră la toată lumea, și la bărbați și la femei. Îmi place când mă susții și când sperai ce sunt. Mai ai 10, mai ai. Începe numărătoarea, știi? Ei, nu, că diferă de la fiecare. Îmi pare să fie mai mult la tine. Mai spun o poantă. Auzi, Marius, să știi că aici și la... Când am făcut eu la celălalt rând, acum eram în 2018, în 2018, când am făcut voluntariat la celălalt azil, mai era o bătrână care îi murise soțul când ea avea 70 de ani. Și ea tot timpul a spus că ea nu vrea să moară singură și nu vrea să fie singură și nu vrea să moară singură. Bun. Mai vreau să-ți spun că la vârsta de 93 de ani l-a întâlnit pe el, care era tot acolo la azil, știi? Și el venea și îi aducea flori și îi aducea prăjitură și mai se plimbau și nu mai știu ce. Și când ea a făcut 98 de ani, așa, pe patul morții, nu a fost singur, că el o ținut-o de mână, el avea 102 sau 101, așa, o ținut-o de mână și nu a murit singur. Deci, speranța e, stimat. Da. Deci nu e. Deci în toate variantele avem soluții. Da. Dar este interesant, vezi, unul să faci dăruire și doi fără niciun scop, că ea nu e la școala iubirii și nu știa că trebuie să încarce cu energie vitală. Dar ea cum a ajuns acolo la fermă? De ce s-a dus să facă voluntariat? Ea, cum a Da, ajuns da, acolo? da. Mai De nu ce a făcut voluntariat? știu. Poftim? De ce s-a dus să facă voluntariat? Ea a călărit în tinerețea ei și era nevoie acolo, pentru că este o școală care fac lecții de Echitație, etică, echitație. pentru copii. Și pentru copii, n-aveau așa multe fonduri, știi, și atunci eu zis că ajută. Nu înțeles. Nu, costă o Asta a chestie. oferit să ajute. Dar asta era situația ei, că de 10 ani era singură.
Era singură, dar vreau să spun că femeie cu de afaceri, cu gheșeft, cu A, era afaceri, o cu... femeie de afaceri. Da! Mamă. Da! Parcă se ducea o dată pe săptămână acolo, nu? Sau... Se ducea la sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminica. El se Să ducea și spele, ajuta. să spele cai și să strângă belegarul. Ele. Da, iar ea este femeie de afaceri, de aia care merge prin Hawaii și nu mai știu pe Maldive și nu mai știu pe unde. Foarte frumos, interesant. Da. Ce important este să femeia să-și înfrângă din orgoliu. Da, a fost căsătorită, s-a despărțit și a rămas singură și da, au făcut treaba asta, dar ea îți dai seama că nu au făcut-o cu niciun scop. Fără Că eu scop, da, fără scop. când mi-a povestit cealaltă prietena noastră, când mi-a povestit Alina de ea, eu nu înțelegeam și eu care știu niște lucruri, tot întrebam, dar unde, dar cum, dar de ce, dar un loc cunoscut, dar ce sunt, eu nu, la mine în capul meu nu se legau lucrurile. Măi, și când mi-a zis că a făcut voluntariat acolo 10 ani, zic, gata, pa, la revedere, nu mai trebuie să-mi spui nimic. Mă, că nu se legau, nu înțelegeam eu cum a apărut ăla așa cu toate pânzele sus. Îți dai seama că la Și mine deodată era... brusc și direct și de unde știa ea că nu e căsătorită? Nu știu, mă, nu știu. Deci îți spun, uite așa au venit. De la Dumnezeu. Ce e de la Dumnezeu e de la el. Da, și rămâne. Și rămâne. Că prietena asta a mea care mi-a povestit de asta la altă zice că și ea e singură, zice eu nu-mi pierd speranța că la asta eu venit, uite ce s-a întâmplat, uite așa au venit într-o zi, pac, au găsit-o și sunt împreună și așa și eu zic, dar cum? Știam ce? Că nu înțelegeam, știi? Și tot a fost, tot am pus întrebări, totul asta, până mi-a spus, păi au făcut ehrenamtlich, că la pensiunea unde ea lucrează voluntară de 10 ani, acolo l-a cunoscut. Știi de unde îți dai seama că e de la Divin? Din hotărârea lui. Când el e hotărât și este direct și nu abdică și ține de ea până la capăt, că i-a zis, deci a fost hotărât și a zis, tu ești, știi, și asta vreau. Este voință divină aici. Tu îți dai seama că un bărbat să facă, deci Alena și cu ea s-au întâlnit, nu știu, a fost un eveniment prin München și ei stau în afara Münchenului. O venit, o adus-o la ora 9 și o zis, când se termină aici evenimentul, mă suni, că eu vin. Sacrificiu de sine total. Deci numai un om al lui Dumnezeu poate să facă asta. Fantastic. Fii atent. Și eu au zis, păi, dar nu știu, las că mi-au eu mașina. Zice, nu. Păi zice, nu știu, poate se termină la 10, poate la 11. Și el zice, n-are importanță. Când se termină, mă suni că eu vin să te iau. Iar el nu venea de după colț, venea, nu știu, 70-80 de kilometri, 100. Și ea l-a sunat la 11, la 12 de noapte și el s-a pus pe mașină și a venit și a luat-o. Spirit de sacrificiu, iubire divină, fantastic. Da. Pentru cei 10 ani, fantastic. Ce frumos. I-a Da, dat un consider. dar, darul lui Dumnezeu, omul ăsta. Da. Da, eu aici asta vreau să punctez. Nu știu, nu a avut așteptare. Nu a făcut, știi? Pentru că în momentul în care se face ceva cu așteptări, faci un an, faci doi, faci trei și Păi nu, după... că e cu așteptare nu se întâmplă deloc. Exact. E la fel ca supunerea. Femeile fac supunere, dar vor să rezolve ceva și nu rezolvă nimic. Dintr-un ego. Genial. Ce frumos. Da. Deci ea nu aștepta nimic, nu știa, deci a fost o surpriză totală. Dar vezi că Dumnezeu i-a răsplătit dăruirea ei. De 10 ani i-a răsplătit-o. Deci asta înseamnă că nicio dăruire nu rămâne nerăsplătită. Când e Da. făcută fără scop. Fără Fără scop. scop, asta am vrut să spun. Da, dar fără scop. Fără scop. Da.
Știi că aici ai cu dus întors, știi că noi știm niște lucruri, e foarte greu să faci și să spui, zice, apă, stai că eu fac asta, că dacă fac asta mă încarc, se întâmplă, Cu dar nu se energie, întâmplă. da, nu merge. Nu se întâmplă, da, nu merge, nu. Trebuie să faci din convingere, din dăruirea ta cât Gratis, gratis și gratis, fără da. un rezultat. Cât-ți pasă de omul ăla, cât-ți pasă de calul ăla, cât-ți pasă de căței. Eu am pe prietena mea, Kiki, aia ține toată casa. Doi copii are, cu doi nepoți, care are doi băieți și are doi și doi nepoți și un cățel și o pisică. Kiki îi ține pe toți în spate. Face cu copiii meditații matematică, fizică, chimie pe gratis. Hrănește toți porumbii, toate cârtițele, toți aricii, toți așa pe gratis. Duce și cumpără mâncare și duce în pădure și îi hrănește pe toți, toate ciorile, toți așa. Ciorile, cum? Nu este animal pe lumea asta, pasări, nu știu ce, care chichis nu se ducă cu buzunarul, cu sacoșa, se duce, pune la veveriță, în scorbură mâncare, mai, iarna acum caută și aduce, dacă găsește un arici pe vremea asta, îl aduce în casă, îi face, duce și îi cumpără avocado și îi face pastă de avocado și hrănește aricile. Îi ține pe toți în spate, pe toți îi ține. Dacă Chichi are o prăjitură, cum se cheamă, ciudății, dacă are una. Zice, Chichi, dar nu vreau, mănâncă tu. Păi zic, lasă că-i prăjitura ta, uite, luăm, iau și o bucățică. Nu, mănâncă tu. Așa Lasă, ceva. uite așa face. Pe toți, toată familia Chichi ține în spinare. I-a zis, după ce n-ai să mai fii tu, ăștia, pe toți tuiții, pe toți în spinare. Vai, Florentina, da, nu, că eu nu fac, eu știu că tu nu faci cu scop, dar pe toți tuiții, pe toți îi ține. Și când e o problemă, când e ceva, toți vin la dânsa și pe toți îi ajută. Fantastic. Da. Deci, ceva de, nu poți să-ți închipui, dacă are un euro, și nu știu ce să spun. Mă duc la ea și zic, băi, dă-mi și mie 50 de cenți. Da, vorbim în exemplu. E euro ăsta. Băi, Chichi, dar tu nu mai ai ce mănânci. Las că mă descurc eu. Văd eu. Mă duc la ăla. Las că e tu, să ai tu. Fantastic. Omul lui Dumnezeu. Exact. Și vreau să-ți spun că cum ai spus tu, mama, cum e mama, cum e asta? Cum ai turcui și pistolul? Așa-s copiii, măi. Ea fiind așa, deci are un băiat care e doctor și un băiat care îi o terminată e IT-ist, are trei firme. Femei singură, fără bărbat. Eu crescut pe amândoi. Dar știi cum? Numai așa cum îți spun eu ție. Și să vezi când era la serbare, ba la unul, ba la altul, că se făceau serbări. Chichi s-a apucat, făcea pateuri, torturi, prăjituri, să vezi cum se ducea la asta. Nici un părinte nu venea cu nimic. A Chichi, la toți copiii, o știau că vine mama lui Ryan cu prăjituri. E o româncă? Da, de la București. M-am înțeles. Da. Deci, deci, la fel, fără scop. Ce vârstă are? Are aproape 70 de ani, aproape. Acum, da. Dar nu-i dai și adică, chichia mea umblă cu fustă scurtă, nu are nicio treabă. Dar e foarte, ea pentru ceilalți și e foarte în slujire și ce să-ți spun? Și E, fiorai, da. copiii au joburi bune, cum se cheamă, căsătoriți, îs bine, îs
Dar ei ține pe toți în spate. Da. Observă slujirea pentru ceilalți. Da, și cum când vine, na, acum toți sunt la casele lor, dar când stăteau la... vai, mi-aduc aminte cu ăsta mic care e doctor, vai de mine, Ryan, cum se cheamă, venea la el prietena lui. Mi-a s-o vezi dimineață pe Kiki, o sunam, Kiki, ce faci? Zice, păi ce să fac? Ryan a avut musafiri azi noapte, zice, copiii încă dorm, na? Era cu prietena lui, și Kiki-a mea în bucătărie făcea omlete și prăjituri și nu știu ce, și le punea pe tavă și bătea la ușă și le ducea tot felul de bunătăți și cum se cheamă, nu mai știa ce să le mai facă și să-i resfețe și nu numai pe prietena lui Ryan, toți prietenii care veneau acolo, toți îi pune pe toți și acum îi pune pe toți la masă, li dă, li face, uite așa. Ryan râdea că zice, mama, lasă-i că îi nebunești prietenii, că de cum intra pe ușă începea, nu vrei un berișor, dar poate o bănănuță, dar poate o prăjiturică. Și zice, O măi, mamă, balenuță, o balenă. bănănuță, dar poate un berișor, de la ușă te ia. Mamă. Și stai mai chichis, că nici nu m-am descălțat, nu m-am... Asta zice, dar poate ți-o fi foame. Nu mi-am intrat pe ușă, poate să-mi fie foame. Da, nu, dar așa ia. Și îți spun, deci zici că nu e adevărat. Zici că nu e. Dar cu toate, deci îți spun de la... cea mai mică veietate până la cel mai mare. Da. Vezi ce Da. face dăruirea și slujirea, că merg doi în unu. Uimitare. Ceva mai minunați. Da. Sfinți. Ăștia sunt sfinți. Nu. Ăștia sunt, să știi. Nu știe nimeni. Da. Ea Da. și-a asigurat un loc acolo, în rai. Da, și Chiche nu merge la biserică. Nu, n-are nicio treabă. Ea Ei, vorbește oamenii merg cu la Dumnezeu. biserică și nu fac dăruirea asta. Că dacă ar face Da. toți dăruirea ei, ar fi departe. Da. Dar e așa din suflet, Inimoasă, din... inimoasă. Da. Și să știi că Dumnezeu o răsplătește, știi? Uite, are, ți-am zis, care o vârstă, nu-i bolnavă, slavă lui Dumnezeu, deci Copiii au ajuns copiii, bine. I-a da, încărcat cu copiii. energie. I-a, tot timpul servind, i-a încărcat cu energie pe ei. Și ce-ai spus tu? Cum e mama, așa-s copiii, știi? Adică mama fiind în slujire, în dăruire, merge cu copiii bine, deci lucrurile se aranjează. Reușesc în viață. Da. Și să știi, fii atent, că în Germania este așa sunt regulile în Germania, că nu intri la facultate, te duci, dai examen, intri. De exemplu, la medicină, trebuie să ai media pe ultimii 4 ani 1, adică 10, ca să poți să intri la medicină, că nu se dă examen, așa e regula aici. Și se iau notele de la tot, și de la sport, și de la pictură, și de la, știi, adică trebuie să fii bun la toate, știi? E foarte greu de obținut, sunt puține locuri și el nu a intrat. Deci nu a avut media ca să intre la medicină. Și Chichi o zis, zice, bun, acum n-a intrat, ce vrei să faci? Și zice, păi aștept că poate să faci un loc liber în altă parte, în alt oraș unde să fie facultate și poate pot să intru acolo. Dacă nu, mă duc la Graz să dau examen, dar mai trebuia să aștepte un an. Ok. Și Chichi zice, bun, și anul ăsta ce ai să faci? Dai brânci la cei care stau degeaba, vorba lui Florentina, și la care el zice, păi, nu știu ce să fac. La care Chichi zice, păi,
ia du-te, dacă tot vrei să fii doctor, ia du-te tu într-un spital și lucrează acolo ca infirmier, să vezi dacă îți place. Și s-a dus și a lucrat un an de zile pe gratis. Pe gratis un an de zile. Au fost 5.000 de candidați pe 30 de locuri. Și a intrat al 13-lea. Mamă. Datorită sacrificii, datorită faptului că am muncit pe gratis. O și învățat, dar la Da. 5.000 de candidați pe 30 de L-a locuri, ajutat Dumnezeu, da. și-a făcut facultate, o terminat și acum este doctor chirurg în ortoped în München. Ce frumos. Da. Sacrificiu de sine. Da, și Chichi i-a zis, ia tu și lucrează acolo să vezi dacă îți place, dacă vrei să fii doctor. Și s-a dus infirmier. Deci o lua și o spăla bolnavi la Popov. Așa Un este. an de zile. Un an de zile. Și Chichi habar n-are de școala iubirii, că nici eu nu știam de astea. Deci, sunt lucruri care le vezi, nu știu, unii care le au chestiile astea, le au în sânge, nu știu, Dumnezeu îi luminează, habar n-am. Pentru că eu până să te cunosc pe tine și toate învățăturile tale, eu am zis că Chichi asta e nebună. Tăticiorile, nu puteam să mă duc la ea în cartier, că veneau toate ciorile și năvăleau asupra noastră pentru că o așteptau că le dădea de mâncare. Eu de fiecare dată o budogăneam, ziceam, Doamne, că ești nebună la cap, uite de ficiorile asupra noastră și așa mai departe. Și este și stai că are și nume, Petrică și Costică și vorbește cu ei, Doamne, ceva de... Da. Nu-ți mai spun toți motănei și toate pisicuțele, știi, pe toți și pe toți îi hrănește și nu se poate. Deci nu este vietate din lumea asta, din cartierul ei, care să aibă ceva și ea să nu se ducă, să îi îngrijească, să îi dea, să îi oblăjească, să dea de mâncare și așa mai departe, dar le face dezinteresat. Și ea n-are, nu a avut probleme de niciun fel, singură și-au crescut doi băieți și foarte singură, femeie singură. Dar cu dăruire până la ultimul cent. Ea n-are niciun ban. Și nu-și face nici... N-are niciun ban strâns, n-are nimic, nu Nu are lucrează nimic. niciunde? Nu lucrează niciunde? Păi nu mai lucrează. Ea a lucrat, că ea a fost Lucrează. ingineră. Ea a terminat mașini de construcții, cum se cheamă. Da. Da? Deci ea a fost o tipă la viața ei care, da. Și de-aia ea dă matematică, ore de matematică, de fizică și de chimie nu știu, cred că are vreo 7-8 copii care Gratuit. îi... Gratuit. Gratuit. Fantastic. Gratuit. E ca domnul acela din autocar cu gratuitul, care dădea ore de matematică și de not gratuit. Și să vezi ce îi păstorește pe toți. Păi, dar cum? Dar de ce? Că trebuie să iei și note mari la ea. A, păi nu merge că te duci acolo și treci clasa, că te batjocorește, nu-i bun. Aoleu, ce te... asta, dar cum? Dar de ce? Dar uite, dar am făcut aici, dar haide, da? Și le face în germană, nu le face în românește. Da. Și gratuit. Și gândește-te că... A, și stai să mai spun. Doamne, că am zis că e așa. Zice, mai Florentina zice, ea e la pensie, na, normal. Și zice, mai întrebi, cum se cheamă,
Activitate. Zic, Doamne, și ce ți-ai mai găsit acum de făcut? Zice, măi, știi ce? Că nu știu pe unde, cu cine, care tot felul de relații cu tot felul de oameni și o găsi tot așa, pe la o curățătorie, nu știu, să lucreze pe acolo și l-au mai adus, că ea căutau șofer, l-au adus și pe un vecin care și-l a căutat serviciu, l-au pus și pe ăla acolo, pe linia de plutire, eu aranja pe toți. Și să mai duce și mai ajută și pe ea. Tot pe gratis. Fantastic. La spălătorie, pe gratis. Da, la curățătorie. Nu e un exemplu? Stai să vezi, i-am zis, auzi, dar aia care așa știe vreo cineva că tu ești inginer la origine, zice nu, zic foarte bine. Da. Dar vezi, cum se cheamă, că ea nu are niciun scop. Eu au zis că se plictisește. Zice, ce să fac? Să stau de pe un couch, pe altul, să mă uit la Ea știe televizor? toată școala bio, ce mai. Da. Și nu au citit un rând. Era citit un. Ce să înveți? Că n-ai ce să înveți. N-ai, pe Chichi n-ai ce să o înveți. Că mă învăț Ne eu de bați la ea pe noi. televizor. Da. Și, deci aici e cheia și răcata, că ea le face instinctiv pe toate. Natural. Da, natural. Mi-aduc aminte, eu când am fost în spital, când am avut o operație aia grea, vai de mine, am sunat-o și am zis, m-a sunat ea, nu am sunat-o eu, că eu eram în spital și nu mă puteam mișca. Și în 2007. Și zice, ce faci? Zic, bine. Zice, ai nevoie de ceva? Trebuie ceva? Zic, parcă aș mânca ceva. Zice, ce vrei să mănânci? Nu știu, Chichi, parcă aș mânca și eu un șnițel ceva. Zice, bine. Dragă, s-au pus, mi-au făcut șnițel, mi-au făcut cartofi piure, au venit cu toate oalele, cu toate tigăile, toate pastea, mi le-au adus la spital. Că stai seama că la noi aici nu-i problemă, că ți dă de mâncare și era mâncare bună, dar eu făceam mofturi, că de ce nu? Așa. Și au venit și atunci și foarte multă susținere am avut din partea ei când am fost bolnavă, foarte multă. Deci, dacă nu era ea, cred că îmi săream din minți atunci. Da, foarte, foarte, ce să-ți spun? Dar Dumnezeu e cu ea tot timpul. Din cauza asta. Că Dumnezeu e dăruirea ei. Deci oamenii nu l-au pe Dumnezeu că nu se dăruiesc. Deci dăruirea ei Dumnezeu. Da. Slujirea respectivă. Da. E prezența lui. Oamenii Și îl caută în biserică, dar n-ai cum să fie în biserică, el e în slujirea ta. Deci exact. biserica, exerciții meditații sau respirații nu se referă la slujire. Deci nu l-au pe Dumnezeu. Oamenii trăiesc fără Dumnezeu și din cauza asta sunt exploatați și își bate și tot joc de ei. Exact. Și slujirea de asta necondiționată, măi, ea n-are niciun avantaj, nu face chestii, lasă că mi-aduci, lasă că-mi dai, din contră, zice, nu mi-aduce, nu-mi da. I-am dat telefon, acum zic, Chichi, vin să-ți aduc prăjiturele. Și zice, dar eu până duminică nu pot, că se duce, vine, zic, eu vin să le aduc la ușă. Îmi spui numai când ești acasă că vin. Am vrut să mă duc în seara asta, dar n-am apucat. Dar mâine seară mă duc cu prăjiturile sub braț și mă duc să-i le duc. Ai un Nici exemplu acolo minunat. exact, pentru că nici nu poți altfel. Că am întrebat-o, vrei? Zice, cum? Calul evrei o văzbi? Dar nu pot până duminică, că se mută, mă rog, e ocupată. Zic, las că vin eu și să le aduc. Ai omul lui Dumnezeu lângă tine. Fantastic, Da. un exemplu. Da. Ce Da. biserică, că nu-ți dă nimeni acest exemplu. Dar cred că te minunesc că eu nu ți-am povestit niciodată de ea. Eu de 30 de ani cu dânsa, foarte bună prietenă. Mamă, 30 Da. de ani. Dar E să știi viață. că eu nu prea am înțeles-o pe ea până la
școala iubirii. Ziceam că e exagerat, de câmpii. Pe cuvânt, eu după ce am fost la școala iubirii, am început să o înțeleg pe Chiche și să o admir. Că înainte numai o certam. Da, ziceam, băi, lasă-mă în pace cu... Doamne, Maica Domnului, unde ți-i aduce în casă toți aricii ăștia? Și el dă de nume, au avut unul Alfons și unul nu mai știu cum, așa, că-ți spun că toate păsările, toate veverițele au nume, nu e așa că nu știm, e totul ordonat. Măi, și cară mâncare cu sacoșele la toate vietățile astea din pădure. Doamne. Doamne. Da, ea se duce și cumpără extra lune și mâncare pentru veveriță, pentru, mai ales acum iarna, Doamne ferește, se duce și caută arici, dacă e vreo unul înghețat care nu-i hibernat, ea îl duce în casă, îl resuscitează, îl pune pe linia de plutire. Acum îl mai are și pe ficiorul său care e doctor, ăla îi zice, eu sunt doctorul uman, zice, lasă că suntem toți la fel, vezi ce faci cu ăsta, pune-l pe picioare. Suntem toți la fel. Lasă că suntem toți la fel. Frumos. Da. Deci e foarte, foarte și frumos. Da, și îți spun, deci eu acum, în ultima vreme, am început să o înțeleg pe ea ca om, că eu o dam, îți spun sincer. Nu aveam nimic împotrivă, înțelegeam și o chestie, dar mie mi se părea că ea e într-un extrem. Și după ce am fost la școala iubirii, am înțeles eu, de fapt, care-i treaba cu ea, cum îi ține ea pe toți. Când face toate lucrurile astea dezinteresat, fără un rezultat pentru ea. Da. Și Dumnezeu îi ține Fără scop. îi ține copiii, nepoții, toate lucrurile se așează. Mai sunt și pe acolo diferite, dar nu sunt drame, nu sunt lucruri grave, nu sunt. Înțelegi? Ce o minunat. Da. Într-adevăr. Într-adevăr, da. Și Alții când... stau și se chinuiesc prin mănăstiri ca să ajungă să trăiască așa ceva. Da. Deci fiecare putem să fim ca doamna asta. Fiecare. Pentru că slujirea asta este chiar prezența lui Dumnezeu. Și Dar cine îl vrea? Că nu vrea nimeni, că e greu. Marius, și gândește-te că ei au făcut toate chestiile astea și le faci într-o țară străină. Adică știi că în România mai este mentalitatea, lumea te înțelege mai ușor. Aici ai mai, n-ar nicio treabă. Deci îi felul ei de a fi așa. Nu interesează ce zic oamenii. A, nu! Păi n-am ieșit odată cu ea de la un restaurant chinezesc, o lua și o pus orezul într-un șervețel și când am ieșit în fața restaurantului, m-a început să dea de mâncare la cioi. Și eu sunt cremenie, zic, Chichi, văd de lumea, ne leagă ăștia, zice, păi ce mă interesează pe mine de proști ăștia? Zice, uite că le foame acele. Ia Mereu și-o luat, se gândea la ceilalți. ea și-o luat, deci știi cum îți spun la chinezi, îți spun așa niște boluri cu orez. Deci orezul ei l-o luat și l-o trântit în șervețel și-o ieșit afară și-o dat de mâncare la cioi. Deci nu l-a mâncat, ea l-a dat la cer. Da. Sacrificiu. Da. E clar că ajunge în rai. E deja acolo. Îți jur, deci, acum le înțeleg, dar atunci am o enervat la culme, am zis, ești nebună, ne văd ăstea. Zic, nu mai merg cu tine nicăieri, mă faci de râs. Și ea și-a dat ochii peste cap și nici nu s-a uitat la mine, știi? Puțin o interesat ce bodogănea meu pe acolo. Uite, de acești oameni avem nevoie printre noi, nu ascunși pe acolo prin mănăstiri, să fie printre noi, să-i vedem ca modele. Noi nu avem modele. Da. Da. Deci nu, Asta. ea nu interesează. Și fii atent. Măi, deci îți spun, asta e școala iubirii. N-ar nicio treabă.
cum se cheamă, o fost plecată în România și când a venit înapoi, ea a avut un cățeluș, pe vremea era cățeluș. Între timp s-a făcut dita mai dulău, dar e partea a doua. Și când o venit, dragă, eu o găsit roase, nu știu câte perechi de papuci, vreo 5-7 perechi de pantofi de lei, toate făcute praf. Eu când am auzit, am zis, vai de capul meu, zic că bietul animal o să fie răstignit acum. De unde? L-au luat, l-au mângâiat, l-au pupat și au zis că i-a fost dor de mama. Și eu zic, dar n-ai certat-o pe pete că ți-o stricat papuci? Și ea zice, ah, ce mă interesează, astea sunt lucruri moarte. I-am aruncat pe toți. Ei au fost dor de mine și au trebuit cumva să-și manifeste dorul de mine. Deci, n-am A nicio găsit treabă. o circunstanță atenuantă. Fantastic. Da. Și vreau să-ți spun că la ea în casă mobila este toată, cum se cheamă, zgâriată de la pisoi, de la Da. cățel, n-am nicio treabă. Și cum se cheamă, Și umblă băiatul. rece pe acolo, prin casă la ea? Nu, acum nu. Era o cameră unde era. Au avut ariciu care îl ține, de obicei îi aduce iarna, când ei hibernează și așa, vara nu, acum n-are. O avut. Și eu se ducea și le cumpăra așa ou și făcea ou fiert și făcea așa pastă și dădea lui Alfons. Și Alfonso. avocado, cubulețe, și mâncare de pisică, se ducea și Și cumpăra mai trăiește mâncare de Alfonso? pisică. Păi nu știu că cum se cheamă, i-o da drumul în grădină, că para trebuie să stea afară și i-o da drumul. Că, na, numai cât îi salvează atâta. Deci îți spun, n-are nicio treabă cu materialul pentru ea astea. Dacă ei povestești că ți-ai mai pus o perdea, că asta ți întoarce ochii peste cap, că pe ea o plictisesc chestiile astea. Pe ea să-i spui că ai mai salvat un om, că ai mai ajutat un copil, că chestii de astea. Dacă îi spui că ți-ai făcut nu știu ce în casă, o plictisesc. Fantastic. Mai ai povești din astea? Ei, mai scot eu de pe buzunar, că mai am tot felul de oameni. Să ne mai povestești. Da. Exemple minunate de oameni. Da. Dar vezi cum suntem noi, că mai tot întreba, de ce femeia alege, de ce femeia alege, de au, că de ce nu știu ce. Pentru că nu cunoaștem. Că uite, eu pe prietena asta mea, care este un om deosebit și e după regulile școlii iubirii 1 la 1, eu să știi că n-am apreciat-o până acum 2 ani, că nu înțelegeam ce vrei să fac. Ziceam că le duce pe toate în extrem și o certam de săraca că tot îndura de la mine, dar știi cum? Nu s-a supărat pe mine. Ea m-a lăsat să vorbesc și ea își vedea de treaba ea în continuat. Și m-a enervat și mai tare, îți dai seama. Frumos. Da. Bun, Florentina, mulțumim frumos pentru Cu seara drăgăl. asta, pentru aceste povești. V-am mai făcut o poveste, da. Să mai strâng și altele și așteptăm și data viitoare să ne povestești. Bine. Bine, seară frumoasă, mulțumim frumos. Seară frumoasă, noapte bună, Noapte cheers, bună. papa.